La toți de față și viitori, sănătate, sunteți la Vreau să știu sport. Mii de mulțumiri că faceți acest lucru, în sensul că vă uitați la noi. Cum mulțumiri trebuie să le adresăm și prietenilor noștri de la Orange Sport, cei care sunt ca de fiecare dată alături de noi. Patru canale știți dedicate nu numai fotbal, de asemenea a început din nou Orange Love, ceea ce înseamnă că puteți să vă uitați nu numai la meciurile din campionatul nostru, ci atunci când vor începe, pentru că noi filmăm puțin în miezul verii și campionatele mari, dar și cupele europene. De asemenea, aveți una bucată site, cum spune orinsport.ro, și de asemenea de pe platformele de specialitate se poate descărca aplicația Orange Sport. Dragi prieteni, dați-mi voie să vă spun o povestioare pe scurt referitoare la invitatul nostru de astăzi. Acum vreo un an și jumătate, cred doi, pe vremea când lucram la antenă, am văzut că două, trei serii înainte, un antrenor român a obținut performanțe uriașe în Kenya, în Africa. Am încercat să luăm legătura cu dumnealui pe Facebook, că pe unde în altă parte, imediat a fost de acord, a intrat în legătură cu noi și am reușit atunci să vorbim 45 de minute. Logic ar fi trebuit mai mult, dar atât era timp. Cu prilejul acela l-am cunoscut și pe invitatul nostru de astăzi, fiul dumnealui, domnul antrenor Carol Șanta, despre dumnealui este vorba, fiul dumnealui este astăzi prezent aici. Este impresar sportiv de atletism. Atenție, sunt foarte puține persoane, cred că e chiar printre singurii din țară, și de asemenea organizator de competiții sportive și de tot felul de evenimente. Dragi prieteni, Daniel Șanta! Salutare, bine v-am găsit! Bine ai venit în primul rând! De ce este o pâine pe masă? Pentru că am zis că la Vreau să știu sport, mâncăm sport pe pâine. Mă gândeam că frumos, poate lipsește pâinea. Asta este adusă de la mama ei de acolo, de la Sfântul Gheorghe, da? De la Sfântul Gheorghe, unde locuiesc eu și unde se spune că este patria pâinii cu cartofi. Ce cantitate are? 4 kg, atât s-a putut. Vedeți, noi nu vrem să mâncăm, dar iată impresarul de atletism, da? Omul care ar trebui să ne slăbească. Glumim, desigur. Nu, eu lucrez acum la competiție, adică voi am să... Am înțeles. Bun. Daniel ne-a spus doar atât. Noi astăzi filmăm la 43 de grade în București și tu de dimineață când ai plecat? Ei, e la Sfântul Gheorghe dimineața la 6, mi-am pus un pic hanoracul pe mine, era cam răcoare, un pic de rouă. Dar voi vorbesc foarte serios, cel mai mult cât ați prins acolo? Adică am prins. Deci, când să zici tu că domnule era să mor, cum s-ar zice. A fost îngrozitor, da. Vreo 33. La umbră sau la soare? Nu, adevărul e că în zona aia se duc lucrurile și se resimte într-adevăr pentru un depresionar obișnuit cu minus 20 iarna, se simte. 33 de grade înseamnă... Minus 20. Da. În varianta în care la câțiva kilometri distanță, da, la întorsura Buzolului, sunt minus 40. Deci oricum ar fi, pe hârtie vorbind, sunt vreo 50 de grade diferență, nu? Minus 20 și... Ok, anotimpuri diferite și... Deși da, acum poate să fie azi și poi mine. Știi cum e, putem să facem gluma asta, că tot e repetat adeseori, e altă țară, domnule. Da. Trecem granița aia, altă țară, altă climă. Cu Mr. Magiun Barbu, nu? Tot acolo Sfântul Gheorghe. Cu Mr. Magiun Barbu, mă știu bine și cu fiul lui, am fost colegi de generație. Pe bune, da? Da. Mă știu bine cu lumea fotbalului și lumea sportului în general, pentru că acolo sunt și proprietari de ziar local, care tocmai a împlinit 20 de ani. Mulți înainte. Doamne ajute, deci ce să zic. Deci ai Da, se numește Observatorul de Covasna și... Stai așa că... Avem o activitate destul de rodnică, spun eu, iar sportul e una dintre preocupările noastre, în ciuda faptului că la un moment dat, ca să fac așa să dau un exemplu de cât de rău stau lucrurile la nivel de resursă umană, ajunsesem să scriem sport cu un băiat din București, care e comentator sportiv, Cristi Frisk, îl știi? Ei, cum? Cam asta era. Da, Frisk scria sport la noi, pentru că n-avea cine. De aici, din București. Da, și el din 5 telefoane afla mai multe lucruri decât putea să afle un reporter în teritoriu. Din păcate, asta niciun surâs nu poate să smulgă, da, știi? Adică nu mai e de râs de... Dar asta e situația presei locale. Important este că am găsit mereu soluții și că nu am renunțat la sport, pentru că știi foarte bine, Sfântul Gheorghe e un oraș care respiră sport. Până la urmă și fetele astea din Kenya, care devin românce, iată, în atletism, au fost prima dată legitimate la CSM Sfântul Gheorghe. Adică noi ne-am dus cât am putut noi de aproape pentru a găsi soluția. În același timp, ceea ce se întâmplă acum la nivel sportiv în Sfântul Gheorghe este impresionant. Am fost
zilele trecute la meci, 5.000 de oameni la jocul cu Craiova. Corect. Un meci altfel ușor, anost, dar atmosfera frumoasă. Contează că omul vine, știi? Că noi acum am uitat că trebuie să mai mergem pentru distracție și ca să ne limpezim mintea, știi? Trebuie neapărat să bat ai noștri, să că dacă nu, hai să mergem și la, știi, da, la spectacol. Indiscutabil. Hai să mergem și la frumusețea jocului și la socializare și la ieșit afară și mers 3 ore că te duci cu o jumătate de oră înainte, ține meci o oră jumate, mai stai pe acolo, știi, am uitat tot completat. Eu sunt prea destentat. Nu, bata-i noștri. Sunt prea destentat să devin filozof așa, dar o să-ți spun că eu cred că am uitat să ne bucurăm. Și mai ales de sport, am uitat să ne bucurăm în goana asta cotidiană. E foarte important să înțelegem că în sport există și lucruri mai importante decât să câștigi. Corect. Hai să o luăm cu începutul. Tu când te-ai născut, ce ai văzut în casă? Mai nu știu ce să spun că am văzut în casă, dar am ieșit repede din casă, pentru că de pe la 3-4 anișori m-a cărat tata pe toate pistele de alergare și am văzut tot ce însemna atletism românesc de nivel înalt de prin anii 80 și, că sunt născut în 82. Corect, contează asta. Am petrecut foarte multe veri la Piatra Arsă sau în Poiana Brașov. Și ce să spun, am copilit așa printre oameni precum Gabriela Sabo, Ela Kovac, Violeta Beclea, plus toată gașca de alergători antrenați de tatăl meu, care erau băieți. Tata s-a specializat în băieți în perioada respectivă și are în continuare, cred, de departe cel mai bogat palmares pe care l-are cineva în România la nivel de atletism masculin, inclusiv singurul finalist de campionat mondial într-o probă de alergare, Florin Ionescu, care a terminat pe locul 5 la 3000 de metri obstacole într-o finală pe care mi-aduc aminte și acum, în care era singurul sportiv alb și care a reușit în serii, semifinale și finale să facă pe rând 3 recorduri naționale, în semifinale făcând și o tactică absolut șocantă atunci, în care toată lumea, inclusiv, mi-aduc aminte cu detalii, Andy Vilara pe postul național de televiziune aproape că făcea mișto de tactica lui Ionescu și de taică-miu și spunea, domne, ăștia sunt nebuni, nu se poate, a plecat mult prea repede, nu prea în față. Ionescu a făcut o cursă solitară și n-a mai putut să-l prindă marele campion mondial și la momentul respectiv recordman mondial Moise Schiptanui și el are o poză care a rămas toată viața în care el este în față și la photo finish și Moise Schiptanui este uimit în spatele lui pentru că nu reușise să-l prindă. A fugit, cred că 8-15 atunci, ceea ce, cum să spun eu, pentru momentul ăla era ceva colosal, ceva colosal. Cum erau atunci vremurile? Pentru că trebuie să facem o distinție clară între înainte de 1990 și după 1990. Nu știu, vorbim de condiții, vorbim de pregătire, de mentalitatea celui care venea să alerge. Vorbim de vremuri după 90, dar vorbim despre oameni care s-au născut înainte de 90 și au plecat în sport cu mentalitatea și cu condițiile de dinainte de 90. Cred că e foarte important să ținem cont de asta. Exista o sete de performanță și o dorință nespusă de a ieși din sărăcie și din anonimat, care poate că acum ne lipsește și asta explică poate lipsa rezultatelor, dar pot să-ți spun un singur lucru, că în afară de nivelul incredibil de competiție, adică în momentul de față, ceea ce se întâmplă în România este așa. Fetele astea pe care le-am adus noi din Kenya poate să ia medalii la băieți la campionatele naționale din România, fără probleme. Care iar nu-i de râs. Iar nu-i de râs. Dar pe vremea respectivă, competiția la Sfântul Gheorghe doar în incinta clubului era atât de mare și erau așa niște orgolii și niște, cum să spun eu, interese vis-a-vis de cine se antrenează cu șanta, cine nu-i cu șanta, cine-i cu ăla, cine-i cu celălalt. Era o grupă uriașă la un moment dat și când se duceau la naționale de la 800 până la 10.000 au tot. Alea erau vremurile. Oprește-te fix o secundă. Am discutat, uite, pentru prima dată am posibilitatea de a discuta cu un impresar, cu un om de atletism. Pentru că până acum e fotbal, handbal și așa mai departe. Și la fotbal am spus așa, pentru că ai scos tu păsărica și ai spus nu mai este ce era înainte, nu mai au dorința aia. Perfect. La fotbal ai zis așa, ești bun, la o echipă de provincie, ce-ți dorești? Steaua, Dinamo, Rapid, Craiova, echipele mari, un contract în străinătate și echipa națională. Corect? Indiscutabil. Bun. În atletism. Bun. Și unde s-a pierdut treaba asta la fotbaliști și atletul ce și-a dorit și unde s-a pierdut treaba asta? Adică, Daniel, ce s-au schimbat în 30 de ani? Nu vrei să ajungi într-o competiție? Nu știu, habar n-am. Poate spun prostii, Diamond League sau nu știu, la o competiție de anvergură, unde vrei tu să ajungi? Deci ești bun pe plan local, în Sfântul Gheorghe.
Așa, ești bun. Te antrenează Carol Șanta. Ok. Câștigi naționalele. Da. Bun. Sau câștigai, hai să mergem. Da. Și apoi voiai recunoașterea, fără cuvinte mari, nu? Recunoașterea internațională. Sau erai șmecher în România, gata. Luai 5 ani de zile la rând. Știi, mai era ce o chestie. Ce se întâmpla? În primul rând, nu puteai să fii șmecher în România foarte, foarte mult timp, pentru că imediat venea cineva din spate. Ha, ce bună e asta. Erai șmecher un an, doi. Erai șmecher azi, nu mai erai mâine. Știi, fac o paranteză, dar mi-aduc aminte foarte bine când francezul Pierre Ambroise Boz a câștigat 800-le mondial sau olimpic, nu mai aduc aminte, și toată lumea l-a întrebat la conferința de presă cum se simte să fii cel mai bun de pe planetă. Și omul s-a uitat la ei și zice, voi glumiți. Și eu n-am fost cel mai bun de pe planetă. Eu am fost cel mai bun de pe planetă 1 minut și 43 de secunde. Azi, da. Foarte tare asta. Atât. Atât. Deci, într-un context de genul ăsta, nu prea puteai să stai liniștit. Eu mi-aduc aminte, era o rivalitate fantastică la un moment dat între Ovidiu Olteanu și Vasile Alexandru. Amândoi erau la același club, amândoi antrenați de Șanta. N-ai idee câte discuții au fost, că ce face în particular Șanta cu Olteanu și nu face cu Vasile și după aia invers. Pentru că, da, la un moment dat, Vasile Alexandru a avut o cursă pe stadionul Dinamo în București, de care eu mi-aduc aminte, la care a fugit singur, 3.34 pe 1.500, record național, și el fiind un copil la vremea respectivă și așa cu foarte mulți gărgăuni, în loc să tragă tare, ultima 100 de metri a alergat-o așa cu mâinile pe sus. Probabil că ar fi fugit 3.32, care și la ora asta e un rezultat care te duce, zic eu, într-o finală de campionat mondial dacă ești inteligent. Imaginează-ți că la momentul respectiv Vasile Alexandru venea cumva din spate, dar mai avea în același club, la aceeași secție, vreo trei care dacă nu era atent îl băteau. Ceea ce nu se mai întâmplă asta? Astăzi. Uite, eu îl impresariez pe Nicolae Soare, care de bine de rău eu zic este cel mai bun alergător pe distanțe medii și lungi din România din ultimii mulți ani. În afară de o ușoară rivalitate cu Alex Corneschi, care s-a întâmplat doar în momentul în care Soare s-a dus către maraton, în rest, ani de zile, dar foarte mulți ani de zile, nu l-a bătut nimeni pe Soare în România. Și țin minte că l-am dus pe Alex, care mi este foarte drag, țin foarte mult la el pentru că un băiat deosebit. L-am dus la semi-maratonul de la Istanbul și fiind un context imediat după pandemie, era prima cursă în care toată lumea avea voie să alerge undeva pe planetă, domnul era o înșiruire de mari campioni și recordmeni acolo, de nu-i adevărat. Și Alex era disperat să facă poze cu ei. Și am zis, Alex, nu e bine. Tu nu trebuie să faci poze cu ei. Eu te înțeleg că vrei să faci poze cu ei, dar n-ai voie să faci poze cu ei. Tu trebuie să te bați cu ei. Să-i bați pe ăștia. Sau să te bați cu ei. Și atunci, sigur că simți frustrarea și simți diferența de valoare și simți de ce, în esență, tu până nu de mult credeai că ești foarte bun, dar brusc îți dai seama că e cartul e unul consistent. Ăsta este și motivul pentru care eu la Brașov organizez o cursă care se numește Brașov Running Festival, care are o probă de elită, se numește Transylvania International 10K, unde eu aduc cei mai buni alergători ai planetei. Și cred că este esențial să facem asta, până la urmă, în orice sport, ca oamenii din România, sportivii din România, să aibă repere corecte. Pentru că te îmbeți cu apă rece la un moment dat și spui, domne, dar nu mă bate nimeni, eu uite, mă antrenez așa un pic, fac niște lucruri, după care gata, mă duc și îi sparg pe aia. Și vezi, știi, ție ți se pare cât fuge ăla mai repede decât mine pe 10 km? Un minut, aia nu-i mare lucru un minut. Domne, când e în cursă, știi cum se simte minutul ăla? E mult rău, da. E mult rău. Și îți dai seama că de fapt tu n-ai o zi bună, el are o zi bună și minutul ăla devin 2 minute și el trage la record mondial și îți devin 2 minute jumate și uite așa îți dai seama că ești departe și înțelegi că de fapt sportul ăsta e foarte diferit astăzi. Mă întorc tot la Soare, am reușit să-l conving după foarte mult efort și după foarte mulți ani să se ducă într-un cantonament în Kenya și teama lui era într-adevăr una corectă, că ritmul și stilul de viață de acolo este unul complet cazon, n-ai nimic ce să faci altceva decât să te pregătești, să odihnești. Dar s-a dus și a făcut câteva antrenamente și acolo. Ce ar fi trebuit, știi, să mai facă? Păi da, știi, tu vrei să da, mai faci lucruri astăzi, mall, ce să mai da. Faci câte ceva. E acolo, n-ai ce să ei faci. Ei numai asta fac acolo. Da, și toată lumea vine acolo de pe toată planeta să se antreneze în stilul ăla, pentru că nu întâmplător vin performanțele astea. În momentul în care n-ai niciun fel de distracție, în momentul în care n-ai niciun fel de element perturbator, focusul tău este să dai maxim din tine, să te recuperezi și să faci asta cu o consecvență, soră cu nebunia. Alex Soare s-a dus acolo și m-a sunat și mi-a zis, băi, cu tot respectul, dar tot ce am făcut noi până acum e o glumă.
Eu ce am văzut aici este înfiorător. E o fabrică de campioni acolo. Da, și zice, am făcut primele antrenamente. Într-adevăr, n-am făcut eu acomodarea la altitudine cum trebuie, dar am făcut primele antrenamente cu Gioan Celimo și era să fac bătături. Deci, asta e... Bun, noi materialul mai avem. Eu sunt convins materialul că l-avem. Materialul uman. Unde se face diferența în pregătire? Deci, din urmă vine ceva. Ok, mai puțin, mai știm. Dăm drumul la toate textele, vorbim 20 de minute numai în lozinci. Lumea nu mai vrea să mai vină la sport, părinții își duc copiii obligați la sport, bla, bla, bla. Dar mai vin. Mai vin. Bun, materialul există. Genetic sau cum să-i spunem. Indiscutabil. Bun. Cred că nu există aceeași foame. Pentru că și nu există aceeași foame pentru sport și acum vreau să fac o explicație pentru că am pățit o treabă. Am zis într-un interviu la un moment dat că pe vremea lui Ceaușescu se alerga de sărăcie și cineva m-a taxat foarte tare considerându-se jignit. Sigur că e o metaforă. Vorbim de faptul că la momentul respectiv sportul era una dintre puținele alternative de a ieși, de a-ți depăși condiția. Daniel, iartă-mă, scuză-mă o secundă, până la a ieși era vorba de mâncare. Am avut invitați exact. Care au spus primeam o masă. Dacă mă antrenam de două ori, primeam două mese. Deci acolo e la propriu se alerga de foame. Exact. Okay, era boxer. Dar a spus, la Clubul Dinamo li se dădea o masă. Mai voiai încă una ca să primești acele bonuri de masă și le mâncai vis-a-vis la dealul mare sau cum se cheamă, mai făceai încă un antrenament. Deci acolo era literalmente de foame. Cătălin, eu am cunoscut foarte mulți sportivi care au venit dintr-un mediu foarte sărac. Am o relație foarte specială, că tot e de la mine din județ, cu Cati Sabo, Ecaterina Sabo, gimnasta, și care îmi spunea că în momentul în care ea a plecat de la Zagon să facă gimnastică de mare nivel, pentru familie ei, într-un fel sau altul, a fost o binecuvântare. Sună ciudat, dar așa este. Sunt boxerii care erau 5-6 frați și 2 dintre ei plecau la București pentru că mama atât întreba, îi dai, lasă-mă mă, că tu ești maestru, nu știi aia. Îi dai să mănânce? Da. Gata. Ia-l. Plecau 2. Asta e, deci probabil că asta ne lipsește. Astăzi ai mult mai multe alternative. Perfect, în direcția asta. Perfect, asta nu mai există. Dar dorința... Dacă tu vin și îmi spui că sunt bun, mă, ești bun, deci ai ceva calități ca atlet. Și vine domnul Șanta, vii tu și spui, bă, voi aveți calități, ce facem de acum încolo? Știi cum e, pe lângă dorința, trebuie să vină voința și mai trebuie să vină știința. Nu ne comparăm cu atleții din Kenya, Doamne ferește, că nu suntem nebuni. Dar hai să ne comparăm cu cei din jurul nostru sau cu cei care cu care ne batem aici în Europa. Nu o să poți să fii un atlet precum cel din Kenya, ei sunt născuți altfel, gluma tradițională că aleargă cu leoparzii. Nici măcar, Cătălin, eu cred că astăzi trăim o paradigmă care este foarte utilă sportului. Cel mai bun alergător de semifond este norvegian, Jakob Ingebrigtsen. Deci, de fiecare dată eu, nu mi-e foarte simpatic Jakob, nu știu să-ți spun de ce, deși l-am cunoscut, dar apreciez extrem, extrem de mult mentalitatea lui, educația lui. Și faptul că duce o luptă probabil cu niște coloși. Și faptul că ne ajută să înțelegem că toată povestea asta, că doar este africanii pot, este un mit. Corect. Și atunci, corect. Eu știi cum, am învățat să-mi caut reperele întotdeauna altundeva unde mi-erau foarte la îndemână. Și am citit destul de mult, m-am uitat la filme și n-am cum să nu fiu marcat. Am văzut un film care se numește Without Limits despre viața lui Steve Prefontaine. Primul alergător american care se spune că a alergat în Nike, primul alergător american care a transformat atletismul într-un trend, într-o nebunie în Statele Unite, și n-ai cum să nu-ți dai seama, analizând atitudinea pe care o avea Steve Prefontaine, că în general și în sportul ăsta, ca în mai toate sporturile, diferența o face mentalitatea. Diferența o face ceea ce ai aici, nu ceea ce ai în picioare. Pentru că omul ăla pleca în fiecare cursă, indiferent că era o cursă regională, universitară sau finala olimpică, cu un singur gând. Că n-are voie nimeni să fie în fața lui nici măcar o fracțiune de secundă. Și noi nu putem fura asta? Păi putem fura, dar trebuie să vrem să furăm asta. Să te și ajute, sau ce lipsește? Eu cred că... Noi glumim, vorba celor de la Divertis, e un padarox. Știi? Vreau bani mai mulți, vreau faimă, vreau pentru că mi s-a spus că-s bun. Și de ce nu pot? De ce mă mulțumesc? În primul rând, cred că trebuie să înțelegem că atletismul nu e, o să se supere unii pe mine iarăși, dar atletismul nu e un sport de oameni normali la cap. Tu gândește-te așa, o maratonistă precum Gioan Celimo face 350 de kilometri pe săptămână. Alergare într-un tempo
de foarte multe ori ucigător. 300 și ceva de kilometri. Da. Și are antrenamente din când în când, în care duminică dimineața, așa, că ești să și termină săptămâna, zice, ai muncit bine, hai să concluzionăm, 50 de kilometri. Dă-i. Cătălin, nu e ușor. În același timp trebuie să... eu am cunoscut foarte mulți sportivi de top. Fiecare dintre ei are piticii lui și fiecare e ușor sonat. Adică ai nevoie de o consecvență extraordinară și eu de o capacitate teribilă, și aici cred că ajung la răspunsul nostru, că vezi, lucrurile vin așa din dialog. Capacitatea cheie, mai ales în sportul de endurance, este capacitatea de a suferi. Și de asta eu cred că, uitându-mă puțin, văd lucruri mai impresionante în sportul feminin. Cred că alergătoarele au o capacitate de a suferi fantastică. Duc durerea pe spinare fără să crâcnească. Iar o poveste de viață tristă, ca să putem să facem legătură, sau are o poveste de viață normală și acceptă treburile astea doar pentru a fi campioană? Joan Celimo are o poveste de viață cutremurătoare, nu tristă, cutremurătoare. Dar care arată că undeva în sufletul ăla de copil cu foarte mulți ani a existat această dorință de a ajunge departe într-un moment în care nu exista bagajul cultural care să-ți genereze această dorință. Ea a fost cumva intrinsecă, era în ea. Fata asta vroia de mică să ajungă departe, să călătorească. Am cunoscut mii de sportivi kenieni. Vin, stau în hotel, nu ies de acolo, maxim fac o alergare ușoară înainte de concurs, concurează, vin înapoi în hotel, pleacă cu avionul, se duc acasă. Eram frustrat pentru că am cunoscut sportivi cărora le spuneam, suntem în Roma, suntem în Londra, suntem vedem. Nu, boss, noi stăm cu minți. Ei, la Joan nu e chestia asta. Ea este mereu pe descoperit, mereu pe aflat. Ea și-a dorit din suflet să fie, să ajungă, să concureze pentru Universitatea Americană și a și câștigat un triel. I-au lipsit banii pentru biletul de avion. Pare frustrant. E o chestie absolut infimă, dar așa, deci a fost. Deci mai lipsea doar banii, da, pentru... Ea fusese selectată, doar că trebuia să ajungă acolo și să trebuia să ajungă acolo cu niște acte. Ceea ce n-a putut să-și facă, că n-avea din ce. Iar un interviu pe care l-a dat la un moment dat către Press One, cred, dacă mi-aduc aminte, în care a avut timp să povestească niște lucruri și... și eu și jurnalistul plângeam în timp ce ascultam, pentru că ajunsesem să ne dea niște detalii care sunt crunte, și anume ajunsesem să povestim despre obsesia ei pentru pantofi. Pentru că, într-adevăr, dacă te duci oriunde la sportivii africani, dacă îi pui pe masă $1,000 și o pereche de pantofi, s-ar putea să aleagă pantofii, cam 9 din 10. Mulți dintre ei n-au avut. Iar Joan povestește că cea mai mare trauma copilăriei ei a fost aceea că se ducea la școală și știa că în picioarele goale, la toaletă, trebuie să calce în urina altor copii. Oleu, da, parcă am citit asta, am citit, știu. Și exact din povestea asta a ajuns să aibă ușoară obsesie pentru pantofi. Să aibă mereu pantofi. Noi cum să contracarăm la nivel de voință și de motivație un neajuns ca ăsta? Pentru că trăim într-o societate în care nevoile noastre, cel puțin cele de bază, sunt satisfăcute. Citeam de curând cartea despre Giannis Antetokounmpo, marele basketbalist, și citeam acolo cum se vorbea foarte mult în mentalitatea întregii familii a lui Giannis despre diferența între ce ne dorim și ce avem nevoie. Noi tot ce avem nevoie e cumva acoperit. Eu nu zic că nu sunt oameni foarte săraci în continuare în România și mai ales în zona rurală, dar marea majoritate a oamenilor au ajuns să aibă o decență a vieții pe care noi nu o conștientizăm. Și asta ne taie din dorința de a face performanță? Eu cred că da. Cred că ne adică taie din dorința. Adică pot să te întreb, dar fără să vrem să jignim, în Kenya așa sunt toți? Nu sunt așa toți, dar sunt adică cei mai mulți dintre ei sunt foarte săraci. Și există o pătură foarte bogată, de neconceput cât e de care bogată. Care nu vine, bănuiesc, la... Care nu vine la sport, dar în același timp... Eu, în prima mea excursie în Kenya, am avut senzația asta a unei societăți care trăiește într-o ușoară utopie. Adică și dacă erai poștaș, și dacă erai polițist, și dacă erai magazioner sau erai gunoier, dimineața înainte de serviciu te duceai și alergai o oră jumate, că tu oricum visai că poate te vede cineva, poate te ia un antre... Da. Deci, îți spun, în Iten, care este numit Home of Champions, pentru că întâmplător sunt foarte mulți, întâmplător sau nu, sunt foarte mulți sportivi kenieni născuți acolo și crescuți acolo, care au reușit să ia foarte multe medalii,
dimineața circul pe un singur sens cu mașina, pentru că și pe stânga și pe dreapta se alargă. Sunt sute și mii de oameni care alergă. Toată lumea visează. E cumva la fel ca himera braziliană în care toată lumea speră să devină un mare fotbalist. Și să ajungă la Real transferându-se. Da. Chestia asta, tu știi mai bine, adică cel mai bine, nu ucide sportul? Industrializarea? Odată, sau uitându-te frivol la povestea asta, ai putea spune că da. Pe de altă parte, uită-te la niște lucruri care sunt până la urmă esențiale pentru individ. Starea de sănătate, educația, cultura, disciplina pe care ți-o dă sportul, nu au cum să fie un minus, adică omul oricum nu pierde. Chit că iese sau nu campion mondial sau olimpic. Eu cunosc foarte mulți oameni care au făcut sport de performanță, nu neapărat la un nivel colosal, dar sportul ăla i-a ajutat în business, i-a ajutat în orice carieră au făcut, pentru că i-a dat niște repere, omul a căpătat o disciplină cotidiană, o disciplină a rutinei, o disciplină a consecvenței. E normal să fie așa. În același timp, da, e extrem de trist că un sportiv care este locul 400, să zicem, la selecția keniană sau la campionatul kenian de cross, cu siguranță ar fi medalist în România la campionatul național. Și atunci te întreb eu, pentru că am avut foarte multe debate-uri legate de etica schimbului de cetățenie, de cât de corect este ca o fată născută în Kenya să vină și să concureze în România și așa mai departe. Eu am spus așa, trecând peste exemplu tenis de masă, unde pare că e campionatul Chinei plus stânga-dreapta, eu dacă mă uit în clasamentul celor mai buni maratoniști ai planetei, am 85% kenieni și etiopieni. Dacă îi dau pe ăștia la o parte, pentru că plec, nu e așa, de la principiu că la un campionat mondial au voie din Kenya 3, maxim 4 sportivi, din Etiopia 3, maxim 4, da? Luăm 8 din primii 1000. Înseamnă că din primii 1000, vreo 900 îi dăm la o parte doar pentru că sunt născuți în Kenya și în Etiopia. Păi mai era la un campionat mondial relevant? Cătălin, dacă doar 100 din primii 1000 au voie să concureze, cât mai e, că totuși un sport individual. Și atunci este lesne de înțeles că mulți dintre sportivii de acolo au încercat să-și găsească șansa în altă parte. Bașca, poate că au ieșit dintr-un sistem care avea și el metehnele lui și cu siguranță în Kenya e foarte multă corupție în sport. Bașca a avut șansa poate să se pregătească în niște condiții mai bune, într-un sistem care le oferă niște oportunități pe care acasă nu le au și brusc și subit se întâmplă niște lucruri. Eu, dacă e să mă întrebi așa, la nivel global, care mi se pare cel mai impresionant atlet din lume, o să-ți spun nu Eliud Kipchoge, deși toată lumea spune asta, ci o să spun Bernard Lagat. Pentru că omul ăla peste 20 de ani e drept, kenian plecat în Statele Unite, dar peste 20 de ani a fost mereu, dar mereu la un nivel incredibil. El la 43 de ani, care nu știu dacă sunt el, că s-ar putea să fie 46. Înțelegi? Da. Aici nu avem omul ce. Aleargă la un nivel colosal și îți dai seama că pe fundamentul ăla pe care el îl avea bun, s-a pus un pic din tot ce înseamnă sistemul american din jurul atletismului și a sportului de performanță, plus un pic de educație și a ieșit ceva colosal. Pentru că sunt foarte mulți sportivi în atletism cu performanțe de astea uriașe, dar efemere. A venit, a dat lovitura odată, mamă, wow, super tare, după care n-ai mai auzit de el. Ei, când trec niște generații și tu tot îl vezi pe băiatul ăla că vine la fiecare campionat mondial și vine și vine și vine și vine, bă, nu te-ai plictisit? Sunt genul de sportivi care habar n-au, cred, câți bani au în cont, habar n-au să-și numere toate medaliile, dar ei asta știu să facă și asta le place să facă. Știi? Îi ajută organismul și își văd de treabă. Da. Dar aici, apropo de partea asta etică, exact cum spui și tu și i-ar fi spus și bătrânii din Cismigiu, dacă nu venea la noi, se ducea în Franța, dacă nu venea la noi, se ducea în State, dacă nu venea la noi, se ducea în Spania. Dau un exemplu. Se ducea cu siguranță în Franța. Cu siguranță se ducea în Franța. Joan, de exemplu, e căsătorită cu un cetățean francez. Avea așa. Dar îți mai spun ceva. E o chestiune de principii și o tot aduc aminte în discuție de fiecare dată, pentru că pe mine m-a impresionat. La 6 luni după ce noi am început demersurile în România, a venit ambasadora Franței, Kenya, la Joan și a spus, wow, lasă prostiile, în 6 luni de zile ești cetățean francez cu drepturi
de pline, pentru că soțul tău e francez, deci nu este niciun fel de problemă să facem asta. Și tu nu ai niciun fel de problemă, îți garantăm noi că prin lobby, prin toată puterea statului francez, tu vei concura la Tokyo. Ceea ce pentru România, în momentul de față, nici măcar nu se punea problema. Iar Joan, fără să crâgnească, s-a uitat în ochii ei și a spus: Doamnă, vă mulțumesc frumos, ați venit cu 6 luni prea târziu. Pentru că îi promisese tatălui și ție sau cui? De unde a pornit discuția? Flacăra. Știi ce e foarte interesant și o să spun tot timpul? Nu neapărat am vrut noi. A vrut ea. Deci nu e că ne-a promis. Ea și-a promis ei. Perfect, dar ea cum a vrut, spunând vreau să merg în țara în care tu ai fost, de unde provii tu sau cum? Hai să venim cu un element de background. Tata a antrenat câțiva ani de zile buni niște sportivi kenieni naturalizați de turci. A fost ani de zile în Turcia. Lumea care interacționa cu el își dorea cumva Turcia. Clar, și logic. Spunea: domne, vreau și eu acolo. Pe baza a ceea ce făcuse. Pe baza a ceea ce făcuse, odată pentru că toți sportivii, dar absolut toți sportivii pe care Turcia i-a naturalizat din Kenya și, crede-mă, unii dintre ei erau, mediocri. Deci mediocri raportat la Kenya. Au fost multe chestiuni contextuale. Tata a reușit cu, la un moment dat, la primul campionat mondial, să-i pună pe toți trei băieții pe care avea în primii 10 lume. Și turcii au zis: nu e cine știe ce, noi vrem medalii. Pentru că, din nefericire, și acolo mentalitatea balcanică este la fel, da. La fel. Fără la să fel. Înțeleagă progresul imens și fără să înțeleagă de unde l-ai luat și unde l-ai pus. În același timp însă, toți sportivii care erau în Kenya spuneau: bă, nu se poate, cum a ajuns ăla în finala de campionat mondial? Că eu pe ăla l-am văzut de 100 de ori, îl știu de 10 ani. N-avea cum să ajungă. Oprișan ăsta, domne, n-alerga, domne. N-avea era, cum să ajungă. El era la radio, la n-avea el treabă. Cum să... n-avea cum să ajungă. Și atunci, sigur că toată lumea a asociat asta cu tot ce însemna pregătirea complet diferită, într-adevăr, pe care o făceau cu tatăl meu. Mai mult atât, de atât însă, că e un alt aspect interesant. În jurul tatălui meu, acolo s-a creat o ușoară legendă, cum că este foarte inaccesibil, că e foarte greu să ajungi acolo, foarte... Nouă, Joan a povestit că ea și-a făcut 2 ani de zile curaj să-l abordeze. Și la un moment dat, prima lor discuție a fost la intrarea și ieșirea dintr-un magazin, în care l-a văzut și a fost o chestie de instanță, a zis: băi, eu îi zic. Gata. Și a ridicat 2 degețele și a zis: putem cândva să bem o cafea, că eu aș vrea să-ți povestesc ceva cu dumneavoastră. Și tatăl meu, în stilul lui, pentru că cei care îl cunosc știu că e un tip foarte deschis, a zis: da, hai să bem o cafea. Și a zis: cum acum? Că eu știam despre dumneavoastră că mâncați crud. Exact. Și zice: da, acum, hai, dacă ai timp, eu am timp, hai să povestim. Sigur că instanța a creat o chestiune de maybe it's meant to be în capul ei. În același timp, toate discuțiile au dus către o zonă unde și tata avea o mare dorință și un neajuns. El are titlul mondial, are record mondial, n-are o medalie olimpică. A trăit, recunosc, mari frustrări în România, pentru că a avut foarte mulți sportivi calificați la Jocurile Olimpice, la un moment dat chiar 3, și n-a fost niciodată dus la Jocurile Olimpice. Deci el a participat prima dată la o ediție de Jocuri Olimpice ca antrenor al Turciei. Păi, cum să spun, sunt foarte multe lucruri înrădăcinate în povestea asta care ne fac să înțelegem niște lucruri. Și cum, sportivul se ducea singur sau cu alți antrenori? Se ducea cu alți antrenori, păi se făceau liste. Trebuie să meargă ăla, trebuie să meargă ăla, trebuie să meargă ăla. Ei, și dacă mai rămân niște locuri. Plus că era pe sistem, n-are mă ăla șanse, dar ce să... Trecem peste asta. Eu cred că l-a ajutat foarte mult asta, pentru că l-a făcut ca, indiferent de vârstă, să-și dorească foarte mult, și el la niște 50 și ceva de ani, fără să cunoască limba engleză, și-a avut curajul să plece în Kenya. El știa franceză și știa germană. Și i-am zis: păi acolo nu prea te ajută. Și zic: las că vedem noi. Acum, recunosc și nu ascundem faptul că în primele 3 luni de zile, cam tot a treia zi, mă suna și spune: auzi, cumpără un bilet de avion și ai că vin acasă, că s-a terminat, eu nu pot să stau aici. Dar în timp, înțelegând ce se întâmplă acolo, lucrurile s-au schimbat. Pentru că mi-aduc aminte și acum, erau duminică și am primit un telefon, ne chinuiam să vorbim pe WhatsApp și pe Messenger, că numai alea funcționau și alea cu probleme. Și m-a sunat și mi-a zis: știi ce? Mi-am dat seama de ce m-ai trimis aici, că fac o paranteză, el a fost primul meu contract ca și impresar. Eu l-am trimis acolo și
cred că am făcut bine. Bun asta. Ți-ai făcut mâna pe dumnealui, știi? Da. Și m-a sunat și mi-a zis, zice, uite, stau acum, facem un antrenament aici pe stadionul ăsta, Camarini, zice, e un praf de, l-am peste tot, prin urechi, prin nas, printre dinți și așa mai departe, dar am numărat, cred că sunt peste 30 de medaliați la campionatele mondiale și la Jocuri Olimpice în același timp pe acest stadion. Înțeleg de ce sunt oriunde aici. Oriunde te uitai era un... Da. Înțeleg de ce sunt aici. Și de atunci i-a fost foarte greu să plece. În același timp, dorința lui a fost mereu să obțină medalii pentru România. E ciudat să te duci și să te bucuri că nu prea poți să o faci așa super natural și autentic când sportivii tăi, că asta e iarăși o poveste interesantă, un campionat european la Amsterdam, Turcia a fost locul 4 pe națiuni în contextul în care 6 dintre cele 8 medalii au fost făcute de sportivii tatălui meu. Și era o frenezie de-asta totală și în afară de faptul că noi tot vroiam să le spunem turcilor că asta nu se va mai repeta niciodată dacă nu faceți ceva, pentru că și acolo au fost multe probleme, dar în același timp trăiai o frustrare când te uitai în urmă și vedeai că România avea un finalist. Un finalist. Iar ăștia aveau 7-8 medalii într-un context în care... Și revenim la zona etică, ei au înțeles ceea ce noi nu înțelegem, că de fapt pentru statul român, dacă Gioan Celimo ia medalie la Jocurile Olimpice, va fi cea mai ieftină medalie din istoria sportului românesc. Cea mai ieftină. Pentru că tu ai investit în sportivul ăla 2 ani de zile. Și ai investit cât ai avut nevoie el recurent așa în perioada aia de pregătire. Dar americanii investesc, de exemplu, altfel. Că tot vorbim de etică. Americanii au luat în ultimii ani de zile sute, în fiecare an de zile, sute de sportivi kenieni pe care îi bagă în sistemul universitar, îi bagă în sistemul militar și lasă lucrurile să se întâmple de la sine. Și îi spun, bă, dacă din 400, 3, 4 performează, cool, e tot în regulă. Și uite, apar peste noapte, în momentul de față, se spune că cea mai mare amenințare pentru Jacob Ingebrigtsen la Jocurile Olimpice anul viitor este un american care are de origine eritreană, îl cheamă Naguse, care la 21 pic de ani a fugit colosal tot, a câștigat tot ce înseamnă universitar, a câștigat acum un Diamond League de curând și arată că nu o să-i fie ușor nici măcar lui Ingebrigtsen la Jocurile Olimpice. Dar ca să faci asta, trebuie să te bazezi și ajungem din nou la prima ta întrebare. Ce ne lipsește? Păi ne lipsește în primul rând aria de selecție. Tu ca să îți rămână 3, 4, 5 foarte buni, trebuie să ai foarte mulți peste medie. Și din ăia să răsară câțiva. Dar cine să fie ăia, Cătălin? Pentru că odată nu mai avem baze sportive cu piste de alergare, doi, nu mai avem antrenori. Îmi pare foarte rău, o să se simtă foarte mulți jigniți, dar eu cred că nu mai avem antrenori în România. Pentru că orgoliul este atât de mare, nu e că e tata cine e. Da, nu se pune problema așa. Nu se pune așa. Ploa, dar eu nu țin minte vreodată în România să-l fi chemat cineva pe taicmiu să-l întrebe, vino și tu aici, uite, adunăm 20 de ăștia care sunt și care vor să scoată capul și povestește-ne tu experiențele tale, nu cum faci sau ce faci. Doar să stăm la ușuiet. Hai să înțelegem despre ce e vorba în sportul ăsta de super mare performanță, că vorba aia, n-ai făcut decât un record mondial și un titlu mondial în ultimii 2 ani. Cum l-ai făcut? Ce s-a întâmplat? Bun, și de ce? Pentru că sunt orgolii prea mari? Eu cred că da, eu cred că în primul adică rând... Adică un telefon s-a rezolvat totul și să da. O stabilim peste 3 luni când poate și dumnealui și când putem și noi. El oricum e așa, are o natură foarte poetică și m-am luptat mereu cu, cum să spun eu, capacitatea lui de a își vedea și propriul interes și de a-și cuantifica munca și de a-și obține niște beneficii de pe urma ei. N-a avut-o niciodată și nici nu l-a interesat. Îți mărturisesc că am avut și o frustrare ca și copil pentru că tot ce era mai bun, inclusiv la nivel de mâncare, ajungea la sportivii lui. Noi mâncam acasă cartofi și margarină și ei mâncau carne. Aia era, adică trebuia să înțeleg că alea sunt prioritățile. Da. Și că omul ăla trebuie să facă performanță. Și trebuie să facă performanță. Sigur că și noi am avut cumva beneficii colaterale din povestea asta, dar au venit mult mai târziu. Și în al doilea rând, cum să spun eu, nu poți să-ți închipui. Da, asta e o realitate. Dacă îl pui pe taică-miu și spui ai 100 de euro,
cumperi o pereche de pantofi pentru tine sau o pereche de pantofi pentru sportivul tău, sau cumperi două mai ieftine. Cu siguranță va cumpăra o pereche de pantofi pentru sportivul lui. E obsedat cumva să se asigure că acel sportiv are tot ce îi trebuie și este într-o zonă perfectă în care să nu-i lipsească nimic ca el să poată să performeze. Deci ceea ce vedem noi prin filmele americane cu Denzel Washington, cu Remember the Titans, de ideea el copilul și-l ajută și așa mai departe? Nu doar că e asta, dar e asta multiplicat cu zeci și sute de exemple. Eu am fost de curând în Chicago, invitat la un summit, am fost doi europeni acolo, într-o societate americană extrem de dată peste cap, putem să povestim la un moment dat și despre asta, dar acolo m-am întâlnit cu o comunitate de foști atleți, mulți dintre ei antrenați de tatăl meu, care fiecare și-a găsit un rost pe acolo. O duc binișor și sigur că fiind acolo m-am întâlnit cu unii dintre ei și am povestit. Fiecare dintre ei are câte o poveste, cel puțin, definitorie pentru viitorul lui sau pentru viața lui, raportată la tatăl meu. A fost incredibil. Incredibil ca și stare să vezi o discuție care decurge absolut natural și în care n-avea nimeni nici măcar vreun fel de motiv să mă perieze pe mine, care fiecare a ținut să-și spună povestea cu tata. Fiecare a ținut să-și aducă aminte că atunci cândva s-a întâmplat aia, m-a luat de pe străzi, eram beat, eram nu știu ce, a venit, mi-a dat două peste cap și a zis hai că trebuie să faci treabă, hai că nu. Sunt lucruri care te influențează și normal că probabil asta se simte după aceea și în performanță și în rezultate, pentru că niciodată, cred eu, dacă tu urmărești indirect doar să te îmbogățești sau doar să-ți obții ție mai multe beneficii sau confort, n-ai nicio șansă să ajungi acolo foarte sus. Trebuie să țintești performanța aia cu o motivație intrinsecă, soră cu nebunia, și dacă faci asta, dacă ai și șansă, dacă se aliniază astrele, dacă multe, s-ar putea să se întâmple. Oamenii sunt în America. De ce nu facem treaba asta și la noi în România? De ce nu-i aducem încoace? Am stabilit că dacă discutăm din punct de vedere etic, este ok. Și spun și de ce. Noi tot ce facem, facem în comparație cu fotbal. Uite, în fotbal tot timpul avem, în afară de doi din Portugalia, a venit unul din Guinea-Bissau, a venit unul din Putar și așa mai departe. Și aducem încă. Acolo nu mai se pune. Ok, nu joacă la nivel de echipă națională, deși ai văzut că și la rugby și la fotbal începem să naturalizăm. Noi o națiune închisă așa ca... Fără doar și poate. Pe problema asta. O să fie români. Bun. De ce nu începem să-i aducem? Atât de mari sunt barierele birocratice? Uite, de exemplu, în atletism, eu cred că este o chestiune de-a dreptul politică, pentru că această naturalizare a fost foarte multă vreme doar apanajul marilor puteri, care aveau mereu la îndemână două instrumente. Instrumentul motivației legate de fostele colonii și instrumentul legat de azilul politic. Și tot timpul era foarte ușor să spui, ăsta este refugiat, ăsta este de fapt așa, și lucrurile păreau naturale, mai ales că aveai deja comunități și în alte domenii în care lucrul ăsta se întâmplase în mod firesc. Și atunci, în momentul în care eu trebuie să-ți povestesc asta, pentru că te va face să înțelegi de ce lucrurile merg greu acum cu România, în momentul în care Turcia a făcut asta cu câțiva ani, toată lumea a fost împotriva lor și s-a declanșat un adevărat jihad, inclusiv la nivel mediatic. Pentru că îți dau un exemplu. Alerga Yasmin Chan la campionatul european de cross, sportivă keniancă naturalizată pentru turci. Și spunea comentatorul, Kenyan born Yasmin Chan. Deci ținea să menționeze născută în Kenya. Da. Alerga Sifan Hassan pentru Olanda. Era Sifan Hassan. Era alerga Mo Farah pentru Marea Britanie. Marea Britanie. Era britanic. Și povestea poate să continue. Și sigur, în fiecare, la fiecare caz, puteai să găsești o chestiune de nuanță să spui, da, nu am spus asta pentru că, vezi, a fost de mic, părinții lui, dar în esență, era un soi de, cum să spun eu, politică dublă, știi? Deci dacă erau de acolo, erau într-un fel, dacă erau... pentru că Turcia, care... Hai să mai spunem un adevăr. De ce a făcut Turcia naturalizări pe bandă rulantă? Pentru că Turcia a avut o mare problemă cu dopajul. La un moment dat s-a intrat foarte tare în ei. Au fost foarte multe cazuri de doping și Turcia s-a trezit că nu mai are sportivi. Deloc. Într-un sport în care erau obișnuiți cu 4-5 finale olimpice, medalii și așa mai departe, brusc nu mai era nimic. Altfel o federație bogată în Turcia. Și atunci au zis, domnule, hai că facem povestea asta.
lumea a văzut-o cu ochi răi, fără să înțeleagă în fapt că efectul indirect și colateral și efectul care și pe mine m-a încurajat să fac asta în România a fost altul. În Turcia, pe lângă toți ăștia, s-a creat o competiție internă extraordinar de puternică. Toată lumea vrea să-i bată pe kenieni. N-o să uit niciodată că era un campionat pe intercluburi în Turcia, că acolo e o treabă foarte interesantă. Cluburile mari de fotbal întrețin cumva cu o cotă mică din banii lor cluburi pentru celelalte sporturi care poartă același nume. Și erau Fenerbahce, Galatasaray, Beşiktaş și așa mai departe, cu echipe de alergare și competiție intercluburi. Un băiat de la Fenerbahce a reușit să-l bată într-un târziu pe İlham Özbilen, care era turc, kenian naturalizat, după foarte mulți ani. Ăla era într-un picior, după o accidentare. N-a mai existat nici măcar chestia aia de empatie. Bă, dar stai un pic, ăsta a fost un pic accidentat. Da. L-am rupt! În sfârșit era. Dar omul ăla, an de an, progresase câte un pic, ca să poată să lupte cu İlham Özbilen. În spate, dacă reușești să construiești competiția, dacă reușești să stimulezi competiția cu oamenii ăștia, poate să se nască un sistem foarte productiv. Mai mult decât atât, i-au plimbat pe la toate competițiile de copii, pe la toate competițiile interne, să-i vadă, să-i facă poze, să spună Alicaia două vorbe în turcă, să zâmbească frumos. Au dus-o pe Yasmin Cean și au prezentat-o cu soția lui Erdogan la televizor cu lucruri, adică a existat o gândire și un PR la maxim în jurul acestui proiect. Ceea ce și noi trebuie să gândim la un moment dat să facem. Pentru că altfel nu exploatezi decât foarte puțin produsul ăsta și procesul ăsta. Tu, ca să poți să-l exploatezi la maxim, trebuie să pui ceva lângă el. Uite, îți mai dau un exemplu. Există probabil șansa ca, cu foarte multă muncă și consecvență, două fete din România să poată să se claseze în primele fete născute în România, în primele 40 la campionatul mondial de cross. Eu zic că e optimist, ipotetic, dar sau ipotetic optimist, bun, să zicem. Dar cu o doză de realism. Dacă fetele astea două sunt în primele 10, cu alealte două, care au fost și ele în primele 30, alea două născute în România pot lua o medalie pe echipe la campionatele mondiale. Lucru pe care nu ar avea șansa să-l facă niciodată într-un alt context și pe ele scrie România, drapelul care se înalță este al României și ele sunt născute și crescute în România. Ai mai pus ceva lângă ele. Hai să vedem lucrurile constructiv și hai să vedem cum putem să le exploatăm, pentru că beneficiare pot fi foarte mulți și sportul în sine poate fi un beneficiar dacă lăsăm un pic la o parte orgolile și încercăm. Perfect, asta era întrebarea. Noi, dar la modul sincer, în România am renunțat la mentalitatea asta, adică, domne, ceva de genul, noi nu prea putem produce, cu foarte mici excepții, că sunt niște vârfuri și hai să aducem de acolo, sau cum să aducem, bă, noi de acolo, rămânem tot cu. Cred adică că încă suntem blocați acolo. Suntem blocați. Cred că încă suntem blocați acolo și dacă nu suntem blocați la nivel de cum să spun eu, de sportiv individual sau de om individual, suntem blocați la nivel de sistem. Eu îți spun, am avut tot felul de situații de-astea care sunt ușor hilare. Am avut o dificultate la un moment dat să o registrez pe Stella Ruto la campionatul național, că îmi spuneau la federație că nu este regulamentar, că n-am mai fugit niciodată în sală, deci nu are un timp în sală, deci nu putem să înscriem la campionatul național. Și eu zic, domnule, da, a fugit în vara trecută pe aceeași probă, dar nu în sală, ci în aer liber, o performanță care nu are termen de comparație cu nimeni. Și totuși, eu mă gândesc, eu vrem să o ajutăm, adică e câștigă toată lumea dacă fuge fata asta la finala campionatului național, măcar e iepure pentru toată lumea, nu? Nu, nu se poate. A trebuit să o trimit în Franța să fugă un concurs în sală. A ajutat-o și pe aia că a fost prima dată când a fugit în sală și a fugit într-o sală civilizată, nu ca aia din România. Asta e realitatea. Și a fugit în sală și a venit la campionatul național și a zis, da, uite, am fugit anul ăsta, pot să fug și eu în final la campionatul național. E vorba și de 45 de ani de negură deasupra noastră, pentru că aceeași reacție am avut-o și noi, jurnaliști, în momentul în care am văzut o fată de culoare sportivă a clubului Steaua. Și a zis, băi, undeva, stau puțin, că undeva. Cinstit, asta a fost reacția, hai să nu ne ascundem. Discutăm de când? De acum 3 ani de zile, nu când a fost ea. Da, păi, 2-3 ani. Adică au fost 3 fete care au venit la Steaua și care, Cătălin, e foarte important să menționăm asta. Proiectul ăsta a avut sprijinul clubului Steaua în momentul în care acolo comandant era Cârlan. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte.
care era un individ, din punctul meu de vedere, cu totul altă viziune și cu totul înțelegerea, altă înțelegere a sportului. S-a putut, da? Atunci s-a putut. Ulterior nu s-a mai putut și nu vreau să discut de ce nu s-a mai putut. Am întâlnit foarte multă reticență, foarte multă reticență la toți factorii ăștia din mixul a ceea ce înseamnă fetele astea. Dar de ce? Nu pot eu să explic de ce. O să-ți spun doar că mă bucur și șansa a făcut să ajungem cu fetele la Clubul Dinamo și o să creez niște discuții aici, dar n-am cum să nu spun că am văzut o diferență teribilă de abordare în ceea ce înseamnă sportul de performanță. Deci discutăm despre se poate pe vremea regretatului Cristi Cârlan, da. Nu se mai poate ulterior. Așa? Și de aici plecăm la Dinamo, unde se poate. Unde se poate și unde... Nu, ca oamenii să înțeleagă că nu s-a întâmplat ceva, le-a luat și le-au să acolo pentru că... Eu cred că omul sfințește locul peste tot. Și că pe lângă tot ce înseamnă sistem militar și hai să spunem un plus de rigoare și de rigiditate, eu cred că regulile și legile pe care funcționează cluburile sunt aceleași. Pentru mine a fost foarte frustrant și am avut senzația, nu o să uit niciodată prima discuție pe care am avut-o cu Ionuț Popa la Dinamo. Pentru că eu m-am dus acolo, mi-am făcut 1000 de scenarii în cap, ce argumente trebuie să-i dau. Și discuția a durat 30 de secunde. Haide mă, Adele, sau cum eu a zis? Eu i-am zis omului ce vreau, el a zis, bine, ok, hai facem contractele. Și nu mai te-ai uitat la ce mai vorbesc tu? Păi nu, dar era, de ora, da, știi? Faceți mișto de mine, mă filmează cineva, urmează să iasă după un parapet, trei și să râdă. Da. Păi ești... Nu. Asta a fost senzația, pentru că și el mi-a mărturisit atunci o chestie care mi s-a părut wow și am zis, da, asta e mentalitatea. Și zice, e la Jocurile Olimpice de la Paris, eu vreau ca Dinamo să aibă un charter, să fie avionul Dinamo și restul... Bine, e omul care l-a dus pe Popovici și omul care s-a dus acasă la Xavi Pascual și i-a spus, vrei să vii de la Barcelona la Dinamo? Altul ar fi zis, ești nebun? Păi, du-te mă, de unde-i venit? Eu am avut, cred că, trei discuții Cu totul cu Ionuț Popa. Deci n-am de ce să fac eu acum... Gândește-te pentru noi, da? Nu pentru ziar, gândește pentru omul de rând. Niște sportive din Kenya apar în România, sunt naturalizate, concurează, se duc la Steaua și după aia la Dinamo. Da. Și pentru noi, știi, stai-mă un pic, ele nu erau la Steaua, cum adică sunt la Dinamo? Plus că au existat, știi, niște reacții, niște articole, niște lucruri, un mod în care clubul Steaua cumva... Lesne de înțeles a încercat să se apere pentru pierderea asta. Cum s-a încercat și la Popovici, cum s-a încercat și așa mai departe. Eu să știi că am trăit o frustrare teribilă legată de faptul că tatăl meu la momentul respectiv n-a vrut să vorbească. Și ca să explice ce așa s-a întâmplat. Dar acum înțeleg. Pentru că văzând ce se întâmplă în sportul românesc și în sport în general, eu cred că trăim o perioadă în care la sport trebuie să vorbești pe stadion sau pe șosea. Și de acolo încolo nu mai există discuții. Pentru că atât de mult ne cramponăm în nuanțe, în declarații, în detalii. Te sun eu pe tine funcție de ce ai spus tu despre mine. Eu cred că asta ne lipsește. Pragmatismul în care să spunem, bă băieți, facem sau nu facem. Bine, eu acum pot să scot cuțitul să-ți fac așa fix în inimă. La un an distanță de începerea Jocurilor Olimpice de la Paris, noi am ucis Ministerul Tineretului și Sportului. Nu mă lua să-mi spui că doamna Lipa a primit un birou, un contant. Nu mai există minister, punct. Sunt total de acord cu tine, punct. Și o să-ți spun... La un an de zile înainte... Mai mult decât atât, o să-ți spun ceva care pe mine m-a făcut să înțeleg că nu mai e de mult o prioritate și nu înțelege nimeni puterea sportului. Eu am fost la niște evenimente în ultima vreme, din perspectiva de organizator de competiții sportive, am intrat într-o zonă în care nu credeam că o să intru vreodată. Mă cheamă lumea pe la niște summituri și congrese la care mă uit așa și zic eu... Ce caut eu aici? Da. Asta pentru că lumea a văzut că sunt tânăr, vreau, îmi place și oamenii sunt dispuși să stimuleze. Dar au fost extrem de multe astfel de evenimente la care eu am fost singurul român. Iar eu nu reprezint o instituție sportivă din România. Eu sunt acolo un privat. Corect. Sunt evenimente la care instituțiile sportive din România... Trebuie să-și facă un lobby uriaș, nu? Și să fie prezente ca să înțeleagă mersul, ca să vadă eu în momentul de față, nu-mi doresc, și îmi pare rău că o spun, nu-mi doresc să lucrez vreodată într-o federație. Pentru că ar trebui să mă duc acolo și să spun, ok, radem tot o luăm și de la construim zero, de la și zero. Construim. Și nu pot să fac asta, dar... Au fost o mulțime de astfel de evenimente la care am înțeles de ce funcționează niște federații și de ce nu funcționează alte federații și de ce niște țări, și aici dau un exemplu care
m-a contrariat tot timpul, Serbia. Cu o populație, știm și noi, derizorie la portat la marile țări europene, Serbia reușește niște performanțe incredibile. E, am fost la un summit la care am înțeles cum era accesul digitalizat în toate bazele sportive din Serbia. Unde tu ai o țară care, iartă-mă, a trecut prin niște războaie în perioada și are niște frustrări, da? Acumulate teribile. Acum, nu. Exact. Nu-s 20, 20 puțin. Au digitalizat sistemul de acces la bazele sportive, iar tu ai un card care este cum ar veni cardul tău unic de sportiv și în funcție de performanțele tale ăla se updatează cu asta. Și tu cu cardul ăla poți să intri pe niște stadioane. Acolo n-ai ce căuta pentru că se face la de mare performanță. Da. N-ai ce căuta. Tu fiind locul 300. Și totul este foarte simplu și gândit și stimulat să... unul dintre cei mai buni prieteni ai mei este organizatorul maratonului de la Belgrad. Serbia a câștigat acum și pentru 2027 expoziția mondială și îmi spune, zice, domne, vino aici să muncim, zice, că am atât de multe lucruri de făcut și atât de mulți bani se bagă în sport și atât de mult se investește și atât de mare e nevoia de oameni care înțeleg, încât... Vorbești din filme, tu. Da, pare din filme. Știi de ce? Pentru că dacă ai fi dat exemplu Franța, Spania, Statele Unite, domne, intră ea cu cartelă, păi și cum ai vrea să intre cu... Da, dar tu când spui de Serbia, și eu mi-aduc aminte acum, n-au trecut un an și jumătate, cum o cheamă, că am un lapsus, atleta noastră frumoasă de la Buzău, cu B. Bianca Gelber? Nu. Alergătoare. Frumoasă. Cu B. Baboi. Baboi. Nu. Andreea. Nu, Baboi. Sprinteră? Da. Sprinteră. Baboi. Bun, și a zis, dumne, mă antrenam pe tineretului, pe Iolanda Balaș. Da. În primul rând că mă antrenam cu prietenul meu, care alerga de jur împrejurul meu ca să nu se ia de mine, nebun, nu ai venit așa. Și doi la mână, nu am reușit să-i dau deoparte pe cei care dăduseră șpagă, că așa era acolo, 5 lei, 10 lei, să intre să se antreneze pentru a slăbi. Și le-a zis, doamne, Baboi, corect, și le-a zis așa, băi, oameni buni, știți ce rugăminte am? Lăsați în primul culoar, că eu mă pregătesc să mă duc colo, colo, colo și colo. Și a zis, dar ce, eu n-am dat-o 10 lei? Pe cuvântul meu, sunt cuvintele ei. Dar ce, mă, eu n-am dat-o, băi, nebun, eu n-am dat-o 10 lei să alerg cu tine? Da, dar e același lucru și dacă alergați pe 4, 5, 6, 7, că noastră veniți ăștia grăsuni cu burtică. Eu plec pe sprint, plec pe 40-30 de kilometri la oră, ne rupem picioare, nu mă interesează, nu s-au dat deoparte. Trebuie să-ți povestesc asta, mi-a adus aminte de o chestie incredibilă. Tatăl meu la un moment dat, când a crescut grupa aia de elite la CSM Sfântul Gheorghe atât de mult, a făcut un proiect aproape nebunesc și a obținut cumva posibilitatea ca la Sfântul Gheorghe să facă pistă sintetică. Acolo era zgură, da. Să ne înțelegem. O nebunie totală, a discutat cu primari, cu nu știu ce, primăria din Sfântul Gheorghe, fostul primar, Dumnezeu să-l odihnească, primăria era gata să intre în insolvență pentru că nu și-au plătit tranșa pentru pista sintetică și firma germană care a făcut pista sintetică a făcut demersuri legale și era să închidă orașul. Tata, cu niște mari eforturi atunci, știu că cu sprijinul Iolanda Balaș a obținut până la urmă o finanțare din rezerva a primului ministru și s-a achitat pista aia de atletism. A muncit omul ăsta și s-a luptat pentru pista aia de atletism atât de mult încât imaginează-ți că eu mi-am luat o bucățică așa mică din pista aia. Am și acum acasă bucățica aia mică și mă uit la aia din când în când să-mi aduc aminte cam cât de multă energie poate să îți consume un proiect care, din care altfel tu personal s-ar putea să nu beneficiezi de nimic. Și mi-aduce aminte să mă gândesc foarte bine în ce investesc și cât de mult mă arunc. Pentru că acolo el era gata să nebunească. Era în primul rând o chestiune de demnitate. Cum să mă uit eu în ochii lui Cătălin și să spun, Cătălin, eu te rog pe tine foarte tare să mă ajut să facem asta la 3 lei, nu la 5 lei cât costă runde. Pentru că, uite, băieții ăștia fac și hai să facem o pistă cum trebuie în România. O faci, după care spun, Cătălin, îmi pare rău, dar nu ți-o mai plătesc. Pentru că ăsta. Și fost. În contextul ăla a fost un efort teribil să facem pista asta de atletism la Sfântul Gheorghe. Ok, se face pista, acces pe stadion. În nenumărate rânduri veneau echipe de fotbal de gen divizia de divizia așa, care jucau fotbal acolo și își luau atleții aia niște mingi în gură. Dar nu e adevărat, pentru că nimeni nu înțelegea, domne, o oră jumate cât au ăștia antrenamentul de pistă, nu facem altceva. Hai să nu facem altceva. Asta era una. A doua chestie. Ajunseseră, puneau invers structura metalică de la garduri pe primul culoar, cumva ca să-l protejeze. Pentru că toată lumea vrea să alerge pe primul culoar, iar pista ușor-ușor se deteriorează. Clar, nu mai are aceleași caracteristici. Hai măcar să păstrăm un culoar
care să fie ok. Știi ce făceau oamenii? Ei nu înțelegeau, deși era clar acolo, și scris în, și în românește și în ungurește. Să fie clar, lăsați primul culoar. Lumea făcea slalom. Și tot mergea. Alerga tot pe primul culoar, venea gardul ocolea. Asta iar românește. Deci, asta recunosc românul, dar zic, stai mă, ce-i pus tu nebunule, astea invers, să nu alerg de eu. De ce? Nu? De ce să respectăm chestia asta? Și atunci, sigur că e greu să înțelegi. Mie Pușa Tomescu mi-a povestit Pușadiță de 100 de ori ce probleme a avut la Snagov, cum aruncau cupeturi de bere după aia, cum incredibil. Și hai să mai înțelegem o chestiune, că e foarte important. Știi, ne tot întrebăm, domne, de ce Cutărescu sportiv să duce și alege un club din străinătate? Sau de ce celălalt sportiv alege să locuiască în altă țară? Că sportiv care reprezintă România și care se pregătesc în alte părți. Corect. Păi eu îți spun așa, la distanță de o săptămână, am fost cu Constantin Adiță, eu eram pe vremuri PR-ul ei internațional și am fost cu ea în toată lumea. Și am fost la Tokyo. La maratonul de la Tokyo era invitat special în 2009, deci era încă campioana olimpică în momentul respectiv. Dom'le, a fost ca la Michael Jackson. Veneau oamenii și pupau picioarele, nu exagerez. Se băteau ca să o atingă, să aibă o fracțiune de secundă cu ea. Și ea, după aceea, venea la Snagov și aruncau. Și o fluierau aia și aruncau cupeturi după aia în timp ce alerga. Nebunul că le alergi tu 40. Cam ce să înțelegi, știi? La tine în țară asta? Dar vezi, e un pic inexplicabil, Daniel, pentru că noi am avut cultura asta a neapărat atletismului, a sportului în general, da, pe vremea lui Ceaușescu. Iarăși e paradox. Da? Vremuri grele, cenușii, tulburi și așa mai departe, dar am avut cultura asta performanței, făcută cu biciu, cu palme după ce a făcut, nu contează. Da? Ajungând chiar până la Los Angeles unde vorba aia, trecând peste toate chestiile, că n-au venit chinezii, n-au venit, ai fost locul 2. Da. Da? Ca număr de medalii. Deci am avut cultura asta. Sportivul era apreciat atunci. Exact cum ai zis tu, hai să începem cu Nadia, Daniela Silivaș, Cati Sabo și așa. Bă, existau păpușele pe vremea aia, fetele toate. Am avut cultura asta. Da. Adică cred că pe vremea aia nimeni nu ar fi înjurat sau ar fi uitat urât. Ok, nici nu se putea pe vremea aia. Dar eu zic că până prin 2000 nu înjurai. Da, dacă vedeai pe cineva că alerga pe marginea șoselei, uite-te acum ce se întâmplă când alergi. Eu cred că e o libertate prost înțeleasă. Și adică cred că în ultimii 20 de ani, 20-25 de ani s-a dus. În 92 huiduiei pe cineva? Nu, dar... Veniseri trecuse, știi? Bine, ok, știu ce o să spui, că veneai încă cu un bagaj acumulat până în 1989, da, din toate punctele de vedere. Asta vreau să spun. Și era respectul, adică doamna Lipă s-a dus la ministrul tineretului și sportului, cine era atunci, că nici nu contează, și a zis așa, am fost la 6 ediții de Jocuri Olimpice, parcă a fost dumnei. Am sentimentul, simt eu în mine că pot să mă duc și la a 7-a și să fac ceva. Știi ce mă rog la tine? Fă-mi două culoare pe lacul Snagov. Atât, două culoare, să nu mai dă ăia cu schijet. Și a zis nu pot. Pe atunci nu mai pun nicio. Cătălin Vali Tomescu era antrenorul Constantinei Diță în momentul în care i-a obținut aurul olimpic. Știi care e frustrarea cea mai mare a lui Vali Tomescu de fiecare dată când povestești cu el? Că el n-a văzut-o pe Constantina terminând maratonul olimpic pe stadion, că n-a avut acces, el n-a avut acreditare. Nu cred asta. El s-a dus la Beijing pe banii lui și a văzut și stradă. A mers pe stradă cu bicicleta pe lângă ea până unde a avut acces și pe la kilometru 39 s-a terminat. El a aflat după mulți alții că Pușa a fost campion olimpic. Și aici olimpică. Mare semn de întrebare la doamna Pușa, care a venit și mi-a povestit, a zis Cătăline, eu chiar am crezut că pot să fac ceva, să fiu președinte de federație. Și pe mine m-a bufnit râsul, zic sincer, zic doamna, dar nu trebuia să întrebați. Mi-am vândut casa, a zis, în state, în Canada, unde avea casă, ca să vin încoace că eu am șanse să fiu președinte. Și pe mine m-a bufnit râsul și a zis doamna, n-au legătură aici performanțele sportive cu ce, și a luat 17 voturi, a bătut Florea sau cine, a bătut sau nu contează cine, nu. Actuala conducere. Da, știi? Și a zis, era dezabăgită și am zis, doamnă, dar trebuia să întrebați unul de pe stradă, nu trebuia să întrebați un specialist. Adică dumnei era, știi, uite așa, era prins și a zis, domnul Cătălin, și eu am vin aici să schimb și uitam așa, zic, bă, oare băia peste picior, că era clar că nu va putea. E un sistem care, știi? Și vrea în continuare și uite că ce se ambiționează să facă niște lucruri și nu știu până când o să o mai țină ambiția asta, pentru că pe românește vorbind și eu am freză. Da, și oamenii, că uitându-se la jurnalist, spun, bă, astea hal de întrebări ce puneți voi. Mă, cum adică tu vine marele sportiv și să-l întrebi de ce te-ai întors în România? De ce n-ai continuat exact cum spui acolo? Camelia Potec a zis, domnule, pentru eu aveam 5 oferte să rămân în bazin în Franța. Da. Și am venit în coasă să mă bat cu ei, să organizăm un campionat mondial, o bazin, să facem și așa mai departe. Dar șanta ce caută în oameni?
tot asta e, adică e... Au ceva, au, cum să zic, au chestie de neînțeles oamenii ăștia. Jur! Eu nu spun acum să fugim toți din România. Dom'le, dar dacă Victor Hănescu a spus că i-a luat un an și jumătate, tu fiind Hănescu, deci când te vede la și semnezi Hănescu, așa i-a luat un an jumătate să facă poază de tenis. Da. Păi nu mă întorc după aia și mă duc în treaba mea la Miami? Da. Unde am viețuit 5 ani? Păi Camelia Potec, dacă cel mai important bazin din București este în Otopeni. Nu mă duc în treaba mea în Franța cu familie, cu tot, adică mă gândesc și spre, bă, cum vorbiți voi așa, bine mă, să depopulăm România. Dar e și spre binele tău ca sportiv, dacă tu știi că acolo poți performa. Nu? Da. Adică este de neînțeles, sunt niște chestiuni care te uiți la ei și el spune, am jucat la Unix Kazan, am jucat la Anadolu Efes, am jucat... Și de ce te-ai întors? Am jucat în Frankfurt, am jucat în Italia, am prins 2 ani de zile basket în Grecia. Fii amabil, de ce te-ai întors? Adică nu că, păi ca să dau înapoi ce mi-a dat sportul frumos, e senzațional asta, știi? Da. Dar te uiți la el așa și vine să întreb, bă, tu sigur nu ești fraier? Adică eu am văzut pe doamna Pușa când a venit, nu mă cunoștea. Da. Și a venit să ce, și noi vorbim 45 de minute despre atletism și sport, zic da. Wow, adică în primul rând că nu se mai întâmplase asta. Asta era primul lucru. Știi ce mi-a zis Bernadette Soci? Și ce vorbim? Cât durează emisiunea? Și eu zic 45 de minute. În direct? Da. Și ce vorbim noi 45 de minute? Eu m-am gândit, uite, recunosc, ridic mâna, că o împiedică limba. Da. Care un... Da, zic, domne, 45 de minute, ia fiind, nu zice, nu-i problema asta, n-am vorbit mai mult de 5 minute niciodată, era campioană europeană. Da. Dar vezi, cât durează. Ajungem la o problemă esențială pe care o are atletismul și cred că de aici se pot înțelege multe lucruri. Atletismul a devenit atât de nișă, atât de nișă în România, încât în momentul în care te duci la o televiziune națională și spui că vrei să transmiți în direct o competiție de atletism, lumea spune, dar cine bine, să noi l-am pierdut pe Popovici la TVR și l-a luat antena. Dar hai să-ți explic niște lucruri. Eu, și ăsta e fapt, nu este inventată, nu este mitologie. Drepturile pentru campionatele europene de atletism în România sunt luate de către Federația de Atletism pe vreo 5 ani de zile de vreo 2 ani de zile sau 3 ani de zile. Stă zac într-un sertar, nu s-a atins cui, nimeni de da, ele. Cui le dau. Deci nu... Pe de altă parte, uite, dacă prin atletism, hai să zicem că înțelegem numai ăștia care fug. Da. Da? Hai să zicem că înțelegem așa. Cine e cel mai vocal acum? Pe cine ai putea să chemi, comparativ cu fotbalist sau cu orice sport, uite, cu basket, cu handball, cu... pe cine ai putea, acum, repede, să spui, Daniele, zi repede, unul pe care să-l aduce mâine. Tu probabil că-l cunoști, dar vorbim, hai să ne gândim la masa mare, da? Nu ai. Nu ai. Nu ai. Aia că e frumoasă, zicem noi. Da. Așa i-am și zis, când a venit, zic să rămână doamna Baboi, noi da. Toți, eu ți-am dat like pe Facebook. Da. Așa am început. După aia, iartă, m-am aflat că ești o mare sportivă. Dar la început ți-am fript un like pe Facebook. Bun. Pe cine mai avem în momentul Bianca ăsta? Bianca Gelber, care așa? Este... pe la Bacău, pe la Piatra Neamț. Este probabil la final de carieră și bun. Și ea, de fapt, da, zis trage... Da, zis că ne referim doar la Lergăcioși. Da. La Lergăcioși nu prea e pe cine. Concret. Nu prea tu, e pe cine. Tu care ai de unde să-i nici scoți. Nici eu nu prea am de unde tu, să-i scoți. Da, noi. Da, da. Mergem mai departe, exact cum zici tu. Bianca Gelber. Da. Fata asta frumușică și mai două sportive din Kenya. Da. Pe care să le prind peste tot. Mai e o chestiune. Dacă tu nu vezi ceva ce poți să urmezi, nici n-ai cum să faci. Adică astăzi... Fără să exagerez, eu cred că în orice țară nordică te duci sau într-o da. Țară dintr-o zona Europei, dacă spui de Jakob Ingebrigtsen, unul din trei oameni va ști cine e. Da. În România nu o să știe nimeni. Deși în momentul de... sau nimeni. Foarte puțină lume. Nimeni. Nu, ai zis foarte bine. Pentru că noi nu avem cum să înțelegem lucrurile astea. Iarăși fac o paranteză că nebunesc de fiecare dată când mi-aduc aminte. Eurosportul mai dă niște cum maratoane. Da. Dintre Marathon Majors, da. Care la rândul lor fiecare sunt comentate în fiecare an de cine poate. Dom'le, nu este normal. Cel mai mare maratonist al vremurilor noastre, Eliud Kipchoge, repet, Kipchoge. Cum se citește? Știu. Știu problema. Este tot timpul pronunțat Kipchoge. Bun, perfect, dar sun unul care să pricepe. Te sun pe tine, nu pe tine, sun la federație. Cheamă-l pe ăla în studio. Cheamă doi oameni. Dă-l pe WhatsApp. Cum se pronunță? Mari jurnaliști, comentatori, așa făceau în momentul în care te duceai într-o țară străină și ăla îți dădea echipa în olandeză, era fan, van, cum e mă ăsta? Da. Și nu știai. Și îl rugai pe unul să ți-l citească el în olandeză. Normal. Și ăla începea, fan, cum să citea? Cătălin, cum să te duci la televizor să spui că a dat gol Cristiano Ronaldo? Că așa sună.
Nu e, adică... Pe de altă parte, iar e paradoxul uriaș. Da. Noi nu alergam acum 30 de ani. Uită-te ce e acum pe străzi. La nivel de amatori, da. Da, nebun, care se scoală dimineață, Kiselev, par cu tine. La nivel de competiții pe care le organizezi și tu. Măi, lumea vine. Da. Lumea vine. Când blochează Raiffeisen în București, tu sunt 10 aici care înjură, firața cu maratoanele. Da. Dar oamenii vin, sunt 5.000, 3.000, 8.000, 10.000, da. Și așa mai departe. Și cum poți să spui că n-ai public în România pentru alergare, bun, în contextul eu în care ați oameni? Eu mi-aduc aminte exact ce discutam. Vezi, acum ne-am înfierbântat amândoi. Mike Powell, 91 sau cât a fost, transmisie direct cu Dumitru Graur. Bă, tăticule, mi se face piele așa acum. Am fi putut să spunem. Făcuse Care Lewis... Și nu fusese cuvânt ajutător. Da, și a venit mondial. Mike Powell și îl văd când se dădea în spate așa cu piciorul și făcea semne. Oh, oh. Te uitai? Era o reuniune atletică? Nu era campionat mondial? Sau, ba, da, cred că era, nu, era mondialul de atletism. Da, mondial. Dar nu erau Jocurile Olimpice. Nu, că noi da. Din 4 în 4 ani asta era obișnuit să vedem. Mă dănesc, sau campionat mondial de fotbal. Că pe la restul nu ne calificam. Și uite așa stăteam cu toții. Mama fă, deci am fost, am trăit live... Cât am putut de la televizor, stabilirea noului record mondial după Bob Beamon din... Și ai înțeles că tot ce este... Care-s, bă, cu ăia, care sunt și așa mai departe. Unde a murit treaba asta? Că bănesc că și acum dacă mi-ai da... A, Eurosportul știi ce a dat până acum câțiva ani? Aia cu Wings, Wings for Life. Da. Tăticule, eu m-am dus și am alergat. Cum am putut cu burtica asta? Pentru că știu că dau bani unor oameni care au nevoie pentru șira spinării, pentru măduva spinării, da. M-a prins după 10 km. Că atât am putut, a fost o distracție, o caterincă, bă, atâta pot, dar m-am dus. Și am venit acasă, Daniel, și m-am uitat încă o oră jumate cum l-a prins pe ăla prin Austria după 80 de kilometri. Și uite așa m-am uitat. Și ce, era unul cu un elicopter deasupra și un nebun care alerga pe niște străzi într-un oraș și o mașinuță în spatele lui până l-a prins. M-am uitat, o oră și jumătate. Cătălin, ideea este în felul adică următor. Nu suntem morți de tot. Normal că nu suntem morți de tot. Iar eu, pe lângă faptul că știu că există publicul ăsta, îmi dau seama că el și are o calitate fantastică. N-ai cum să nu simți energia extraordinară și vibrație foarte bună a oamenilor când vii la un eveniment de genul ăsta. Clar. Uite, prietenii mei din Serbia, care organizează acum maratonul de la Belgrad, sunt toți veniți din basket. Imaginați că ei organizau meciuri între Partizan și Steaua Roșie, să zicem. Și spun, domne, acum când am venit la atletism, parcă sunt la yoga. Deci e cu zen. Toată lumea față e liniștită. Față de aia care aruncau deci, cu telefoane da, mobile. Și acolo cu... se dădea foc la sală, da, se băteau, se luptau. Au clase puse ca să... SPP-uri, poliții, jandarmerii, tot ce vrei tu. Și aici toată lumea e zen, toată lumea zâmbește, toată lumea e politicoasă, nu dau mai departe, nu îl împiedica, nu... Ce se întâmplă? Ce-i treaba? Și noi ne-am îndrăgostit. Este incredibil ce e în sportul ăsta, pentru că e un tipar de oameni. Iarăși, am fost, sigur că aici e vorba de Japonia, dar iarăși vorbim despre civilizația acestui sport. Am fost la Osaka, la un congres al AIMS, care este organizația mondială a curselor pe distanțe și se întâmpla congresul în aceeași săptămână cu maratonul de la Osaka, unul dintre cele mai mari din Japonia. Și căutam startul împreună cu prietenul meu din Serbia și încă un bulgar, căutam startul. Și noi am zis, bă, n-avem cum să nu-l găsim, că sigur o să auzim gălăgie, muzică, talala, nebunie acolo și n-ai cum să nu-l peste el. Am orbecăit de nebuni, noroc că am văzut, l-am dat niște cărucioare cu bagaje, zic, bă, pe acolo trebuie să fie. Am ajuns în zona startului, îți jur, era o liniște mormântală. Am filmat și am dat pe Facebook că mi s-a părut incredibil, îți face pielea de gheni și acum. Băieții ăștia nu mai organizează. Nu scotea nimeni niciun sunet și era valul 2, deci plecau pe valuri de câte 10.000. Primul val plecase și era valul 2 și toți stăteau, zicei că se împământează și își fac rugăciunea, să pregăteau de start. Era o liniște și la... E bine așa sau nici așa nu e bine? Mi se pare exagerat, dar în același mi timp... Mi se pare că atunci când se creează, iartă-mă, că se organizează maraton, orice tip de maraton sau cursă populară, e și o chestie așa de socializare. Da, dar oamenii aia socializau între ei. După aceea, după start au început toți să se scălâmbăie, să facă... Da, erau mascați în Spider-Man, nu știu ce. Da, cum alerg, dar cu era... măști, cu căști. Cu... Fii atent, în primul rând, la start era plin de autorități. Era respectul pentru oamenii care erau acolo. Nu puteam eu să mă hăhăiesc cu tine pe aici și piedică. Acolo e nu știu cine, da? Și am auzit așa o voce. Băi, zic, stai că se întâmplă ceva. Ai anunțat că mai sunt câteva minute până la start. Ei, după ce a plecat
plutonul de alergare, aplauze, bucurie, o fanfară. Dar ceva. S-au concentrat. Dar până la greu start, de explicat. E incredibil. N-ai văzut cum lasă stadioanele? Curăță tot și acum le-a scris celor din Zimbabwe, le-au bătut cu 5-0 la mondialul de fotbal feminin, au făcut luna acolo și le-au scris și arigato sus, mare, așa frumos și strâns. Și așa sunt. Asta e. Dar ți-e ciudă un pic, că noi n-am fost așa. N-am fost așa acum. Și mai e o n-am chestiune. Fost așa. Eu vorbesc cu foarte multe lume despre atletism sau încerc să vorbesc de atletism și lumea nu mai înțelege. Adică nu mai înțelege care e diferența între săritura în lungime și triplu salt. Da? Sau lucruri de genul ăsta. Ne lipsesc niște chestiuni basic de cultură. Nu s-a mai scris nimic în ziarele de sport, nimic, pe site-urile. Mai știe cineva de domnul Floroiu? Nu mai știe. Mai știe că zilele trecute s-au adunat nu știu câți ani. Da. Mai știe cineva, lasă de domnul Floroiu de atletism, mai știe cineva de victoria României de la Oș cu Franța, cu la Ruibi sau aia de pe Rapiță, să mute. Nu. 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 Dar rămânem cu fotbalul. Și știi cu ce rămânem? Rămânem cu... Nici nu prea mai avem performanță în atletism. Nu mai avem performanță în foarte multe sporturi. În not până să vină Popovici ce avem? Dar nici nu ne pregătim să avem performanță în sporturile respective. Păi unde? În sala aia de la 23 august sau cum îi zicea, Complexul Sportiv Național, când arăta, nu știu cum e acum, dar când arăta, când erau campionate României indoor, înnebuneai. Da. Filmatul ăla zicea că este o sală să mărite Dumnezeu, exact cum spui tu, dintr-un sat puțin mai dezvoltat. Acolo venea spuma României, de unde ieșea un campion național la proba respectivă. Da. Și arăta de sus așa și dădea ăla cu camera în sus, ăia alergau și ăla dădea cu camera în sus și picura de acolo undeva, poc, poc, și pusese un băiat, mi-aduc aminte perfect, nu știu, nu sunt 10 ani de atunci, și pusese un băiat o găleată. Da? Da? Asta, sala aia fără... asta într-un context în care... De acolo tu dai un campion național. Mai e o chestiune, știi, că îți dai seama de diferență în momentul în care conștientizezi că tu, dacă zici, domne, mâine e finala campionatului național de atletism pe stadionul Dinamo, intrare liberă, da, liber, cine vrea, haide să veniți să vedeți ce e mai bun sportiv al României. Îți vin 300 de oameni. Mulți dintre ei neamuri cu oamenii exact. Care concurează. Te duci în țări. Intrare liberă, ai zis bine, da. Că trebuie specificat treaba. Păi stai, mă, puneți 40 de lei. Te duci în țări, precum am văzut acum în Marea Britanie, Diamond League la Londra. Ok, alt sport, cu totul alt sport, dar 80 de lire cel mai ieftin bilet. Până ai la sărit de 100 de euro. Până la sute, da? 55.000 de spectatori, bilete vândute în două zile. Și oamenii ăia se duc și respiră atletism. Cătălin, eu am fost în ultimii 15 ani, am fost la toate europenele și mondialele. De fiecare dată când m-am dus în partea asta a Europei, țările nordice, Marea Britanie, Germania, Olanda, înțelegeai din reacția oamenilor din tribună că ei știu perfect ce se întâmplă acolo. De ce sare ăla așa? De ce aleargă ăla așa? De ce... Am văzut o săritoare în lungime care era aplaudată frenetic și susținută frenetic, deși ratase primele sărituri, pentru că toată lumea și-a dat seama că oricare dintre acele sărituri, dacă ieșea pragul și era chestiune de milimetri, era o săritură de titlu european. Dar oamenii au înțeles, au văzut. Hai, mă, să o ajutăm. Tu impresarie și sportiv străin? Da, adică am început să fac și asta. Putem discuta despre o discrepanță între români, nu, fără nume, fără nimic. Ca mentalitate, ca orice, între un român și unul străin, adică pleacă chiar atât de mare diferența? Nu, Cătălin, eu o să-ți spun un lucru care l-am învățat în timp și o să spun așa. Există oameni buni și răi peste tot pe pământ. Există oameni care vor și oameni care nu vor peste tot pe pământ și există oameni care pot și oameni care nu pot peste tot pe pământ. Noi putem? Fără doar și poate. Bun, putem. Dar suntem din cei mai puțini cei care vrem. Problema este ce facem cu aia care vrem. Că dacă nici cu aia care vor nu facem nimic, n-avem ce să așteptăm să se întâmple la nivel de rezultate. Noi avem niște trenduri de care ar trebui să ne legăm. Deci eu, dacă aș fi, sigur că sună așa, pare o chestiune ipotetică și ușor exagerată, dar dacă aș fi fost ministru sporturilor, în secunda în care David Popovici a luat un titlu, eu aș fi venit și aș fi spus, datoria mea este ca în 2 ani de zile să facem 50 de bazine. Corect. Pentru că trebuie să profităm de trendul ăsta. Cum a fost cu Simona Halep, toate fetițele plecau la tenis.
când a izbucnit. Asta știi cum e? Ca și cum îți dă cineva, nu știu, o mină de aur și tu spui, domne, n-avem târnăcop. Nu. Da, o scrijelești cu un pix. Da, nu dăm. Știi, cu un cuțit, cu un cuțitaș, așa, știi? Pentru că diferența de abordare și nu știu dacă nu cumva tot cu tine povesteam la un moment dat după ce în Australia s-au obținut niște performanțe teribile la natație, a existat un congres al medicilor din Australia. Da, care au spus și ce-au băi, făcut beneficiile... Aia? Nu, stai puțin. Să ne pregătim să avem specialiști pentru afecțiunile legate de umăr. Pentru că vor veni corect, vor veni nebunii la... foarte mulți copii și tineri care nu vor ști și să avem oameni care să trateze umărul pentru că... Ei unde se duseseră, dar el știi, adică îi plecă... Tu înțelegi erau foarte rău de tot. Deci trebuie să avem în următorii 6 ani specialiști pentru bolile de umăr. Că îi facem noi, că îi construim noi. Dar ai venit cu mâna goală, ai adus și niște pozuțe. Da, am adus niște poze... Hai să ne uităm, o să-i rog pe colegii mei să dăm pozuțele. Care sunt așa oarecum aleatorii, dar care fiecare dintre ele vorbesc despre niște lucruri și cred că sunt... asta e chiar hilară și am asta început... Asta ești tu? Asta sunt niciodată. Eu. Niciodată. Este prima mea competiție ca și reporter sportiv. Eu am căutat în toate felurile posibile să mă apropii de atletism. Deci tu n-ai cochetat niciodată cu nimic altceva? N-am făcut sport de performanță niciodată. Nu, dar ca disciplină, să iubești un fotbal, un basket, un atletismul... Joc tenis, îmi place foarte mult basketul, dar niciodată n-am avut o atracție față de un sport cum am față de atletism. Știi cum se zice, ce ai văzut în casă? Da. În ciuda faptului că tatăl meu mi-a zis, Doamne ferește vreodată să te faci antrenor de atletism sau să alergi mai mult de un semimaraton. Și ai stat cu minte. Am stat relativ cu minte, dar uite că încercam tot timpul să fiu aproape și aici sunt la Göteborg, la campionatele europene, acolo unde Mariano prea obținea o medalie pentru România. În calitate de reporter sportiv. Kanguru sau cum îi zicea lui Maria, da. Struțu. Și transmiteam pentru Telesport la vremea respectivă. Ce tare. În fiecare zi, după competiție, mă duceam și montam singur materialele și le trimiteam. Foarte tare. Pentru că am simțit mereu o nevoie de foarte mare de înțelege și de a cunoaște. Cătălin, eu cred că noi suntem suma întâlnirilor pe care le avem. Și a experiențelor pe care le avem. Oamenii și, care te întâlnești, așa și este. Cum să înțelegi atletismul sau să-l simți cu adevărat dacă nu ești printre mijlocul oamenilor. Știi ce mi s-a întâmplat aici? La vreo 2 minute după poza asta a venit, uite vezi acolo în capăt, era după materialul ăla gri, era cabina de transmisie a lui BBC. Și a venit Paula Radcliffe care comenta o cursă pentru, era însărcinată. Da. Și a trecut pe lângă mine. Ne-am ridicat cam 8 din 10 comentatori așa un pic, că toți vreau să facem o poză. S-a uitat zâmbind la noi și a zis after. Termin asta? A terminat povestea, a făcut poză cu fiecare dintre noi, iar eu, din tot ce mi s-a întâmplat acolo și erau foarte multe lucruri covârșitoare, am venit acasă și am zis, da, am făcut o poză cu Paula Radcliffe, care la momentul respectiv era ceva colosar pentru alergare. Hai să mai vedem, senzațională poveste, da. Asta e experiența legată de Turcia. Suntem la Belgrad, la campionatul european din sală din 2017. Am pus poza asta pentru că e ceva nenatural aici, nefiresc. Și eu și tata avem pe piept semiluna. Da. Și așa, și într-un context istoric și într-un context personal, pentru noi cumva era frustrant că eram pe cai mari atunci în Turcia, obțineam medalii pentru Turcia și... eram complet disconsiderați acasă. S-a schimbat optica? Eu cred că pe alocuri s-a schimbat. Am găsit că din nou ajungem la povestea aia cu omul sfințește locul și că oameni buni și răi sunt peste tot. Am găsit oameni care au înțeles ce vrem să facem și care ne susțin. Și cred că trebuie să o spun fără să vreau în continuare să periez pe nimeni. Că nu puteam să facem proiectul ăsta fără Comitetul Olimpic Român și fără Clubul Dinamo. Eram în momentul de față pierduți. Și probabil... Ele sunt calificate în momentul ăsta sau mai așteaptă ceva? E o chestiune, e o formalitate să fie calificate. Ceea ce este foarte important de înțeles este că noi acum ne luptăm pe toate căile, inclusiv facem lobby peste tot, să se înțeleagă faptul că într-un context pandemic și într-un context de voință a lor și de respect exagerat al regulilor, fetele astea n-au concurat pentru o țară de 6 ani.
Mai mult decât atât, Gioan Celimo n-a concurat niciodată pentru Kenya. Deci dacă, că tot am spus noi la un moment dat că e o chestiune politică, dacă cineva ar fi vrut și dacă noi am fi fost Germania sau Marea Britanie și nu România, astăzi ele aveau deja primele campionate europene și mondiale alergate pentru, pentru România. Păi hai, poate ne trezim, nu știu ce să încercăm. Bine, noi am închis Ministerul de Resort. Aici sunt cu Mary Keitany, care este cea mai mare maratonistă din toate timpurile și anul trecut am adus-o la Brașov, la concursul pe care organizez, la Brașov, da? Running Festival. Și așa a alergat? A alergat cu copiii, pentru că asta a fost întotdeauna ideea mea, iar anul ăsta încerc să-l aduc pe Paul Tergat. Poate anul viitor pe Haile Gebrselassie, nu știu. Încerc să aduc mari nume din atletism care să alerge cu copiii. Știi de ce fac asta? Probabil că copilul la 7 ani, 8 ani, 9 ani, 10 ani nu înțelege și nu conștientizează cu cine alargă. Dar părintele își dă seama. Eu când Mary Keitany a luat startul cu puștii la Brașov Running Festival, am văzut o mare de părinți care filmau și făceau poze, iar jumate dintre ei atunci au căutat pe Google și au aflat cine Mary Keitany. În secunda 2 s-au blocat. E bine și asta, e ok și asta. Și au zis, wow, cu cine fug copiii noștri? Da. Cine alergă copiii noștri? Păi cu cea mai mare maratonistă din toate timpurile. A venit în România, a fost special guestul nostru, am încercat prin prezența unui nume atât de mare în atletism să atragem atenția asupra competiției din România, pentru că evident în secunda în care am trimis un comunicat de presă internațional, toată lumea a scris că Mary Keitany vine în România. Și uite așa, ușor, ușor încercăm să punem România pe harta atletismului. La Brașov anul trecut s-au alergat 3 din cele mai rapide 10 rezultate din toate timpurile pe 10 km. Keitany a fost martără la competiția asta și a venit și mi-a spus, zice, păi eu am venit aici din prietenie pentru ăla, pentru ăla, pentru tata, pentru nu știu ce, zice, dar este absolut incredibil ce faceți. Adică nu mă gândeam aici și la performanțe sportive. Nu mă gândeam că este nivelul organizării așa, nu mă gândeam că nivelul de condiții pe care îl oferiți sportivilor este așa și nu mă gândeam că o să se întâmple performanțele astea. Păi zice, voi aveți aici un concurs de top mondial și dacă eu n-am văzut, cine a văzut? Foarte tare. Hai să mai vedem. Aici este una dintre cele mai frumoase amintiri pe care pot să le am, pentru că am simțit și eu că am pus osul la ceva deosebit. E o poză de la Doha în 2019, după ce Ruth Chepngetich, atleta din mijloc, a obținut titlul mondial la maraton, antrenată de tata. În stânga este mentorul meu în impresariat, este Salih Muniri Araș, un fost membru în bordul European Athletics și el manager. Treaba asta cu impresarii în atletism e ca la avocați cumva, așa, e o castă. Și dacă nu muncești pe lângă cineva să vezi care e mersul, este foarte greu să intri în piață. Iar eu am avut șansa să întâlnesc cu un om care să vrea să mă învețe despre ce este vorba, iar el este Muniri Araș. Iar Ruth Chepngetich, în momentul de față pe care o vedeți aici în imagine, este probabil cea mai prolifică maratonistă din ultimii ani. În 2021 ea a reușit și un record mondial pe semimaraton pregătit de tatăl meu. Dar atunci, la Doha, mie mi s-a părut apogeul din punct de vedere sportiv și tactic al carierei tatălui meu. Pentru că acea cursă s-a întâmplat pe 36 de grade, 86% umiditate, la miezul nopții în Qatar. 32 din 70 de atlete au ajuns la spital. Abandon. A fost un măcel cumplit, iar fata asta a terminat în fanfar, fără niciun fel de problemă, după o cursă pregătită magistral, tactic și cum vrei tu, timp de câteva luni de zile, în care cheia a fost una banală. Dom'le, vorbim de simplitatea sportului. Deci, hai să-ți dau context. Lângă noi erau delegația Japoniei, care atletele din Japonia aveau o pastilă de tip termometru pe care o înghițeau, iar ăștia măsurau temperatura interioară a corpului și le spuneau cum să-și dozeze efortul în funcție de cât de cald este în organism. Mai în stânga erau Statele Unite, care și ele măsurau, monitorizau. Deci, părea că e și un război tehnologic. Strategia lui Ruth împreună cu tata a fost una singură. Bem cât mai puțin apă. Sigur, pregătit, antrenat. Nu face asta deodată. Da. Ea și-a schimbat ora de antrenament de la 6 dimineața la 12 la prânz, când și în Kenya era foarte cald, și a învățat să se hidrateze tot mai puțin. De ce? Este o chestiune banală. Cu cât transpir mai mult, cu atât elimini mai mult din toți nutrienții și toată energia ta. Și atunci cheia a fost foarte simplă. Transpirăm cât mai puțin. Imaginează-ți că de fiecare dată când se luau ape de la punctele de refreshment, toată lumea turna
tone de apă. Rut lua o gură mică, maxim lua un burete pe care și-l punea pe abdomen. Vedeai sportive care își puneau prosoape, gheață, bureți în cap. Evident că transpiri foarte mult și pierzi din tonus, pierzi din... Clar. Asta a fost o victorie facilă care a fost doar din înțelepciune. Ok, pe un fundament al unei sportive foarte valoroase, dar ca ea mai erau 20-30 la momentul respectiv care puteau să aibă aceleași pretenții. În plus, o șmecherie tactică fantastică, dar care mi-a creat mie un context de așteptare absolut chinuitor. La kilometru 35, cred, deci cu 7 km înainte de final, tactica a fost asta. Ești prima la punctul de hidratare, ai luat o guriță mică, ai aruncat sticla și ai tăiat-o. Celelalte sportive în spatele tău vor căuta sticla, vor fi preocupate de altceva decât de alergare, cel puțin câteva secunde. La acel punct de hidratare, Ruta a câștigat 30 de metri față de a doua clasată. În secunda în care Edna Kiplagat, că despre ea este vorba și o mare atletă, a ridicat ochii din pământ și a văzut că fata asta e 30 de metri în spate, în față, cursa s-a terminat. Mental s-a terminat. N-au mai prins. Pentru ne-au urmat însă cele mai lungi 30 de minute din viața noastră. Pentru că senzația era că se poate întâmpla orice, oricând, umiditate, temperatură, o mulțime de lucruri, iar fata asta era singură în față. A durat enorm așteptarea, dar satisfacția a fost fantastică, pentru că printr-un context așa simpatic, Rut avea un pitic. Deci ea avea un pitic legat de un anume gel energizant care se găsește peste tot în comerț în zona asta Europei, care nu se găsea la ea acasă. Eu am avut o singură misiune. Să-i aduc un gel energizant de la, nu unul, câteva, pe care să-l aibă la cursă. Și într-un context absolut întâmplător, persoana care trebuia să mi-l aducă la aeroport nu s-a trezit. Eu mi-am dat seama că n-ajunge și am cotit-o de din unul spre aeroport pe autostradă și am fost la ora 9 în fața primului magazin, am luat gelurile, era să pierd avionul, până la urmă l-am prins, dar prima dată în viața mea când mi-am auzit numele strigat, ultima strigare în aeroport, am prins avionul, i-am dus gelul și după curs, în toată nebunia, Rut îmi spune, știi, sigur că e o copilărie ce-ți spun acum, îmi spune, eu dacă nu le aveam pe alea, eu nu câștigam astăzi. Și nu e că nu puteam, ci pentru că aveam... nu era tot puzzle-ul de elemente care trebuia să se întâmple acord, în capul meu. Da. Fix ca la Nadal, cu sticlele, cu alea. Da. Fiecare sportiv are piticii lui. Și dacă ei nu se întâlnesc toți la o dată în același moment, pitici, da. Nu iese treaba. Corect. Sigur, e mare lucru să fie în echipa care face un titlu mondial la un moment dat și să te simți că ești pe locul întâi pe planetă, la ceva, la orice. Mamă. Hai să mai vedem. E, asta v-am trimis-o așa ca să vă dați seama că nu este vorba doar despre sport. Eu toată viața m-am construit tot ce am făcut pe pasiunile mele și muzica este una dintre ele. Aici este un mix așa dintre toate pasiunile, în sensul că e aniversarea de 15 ani a Observatorului de Covasna, ziarul pe care îl dețin și îl conduc, și am făcut pentru prima dată un concert pe stadion la Sfântul Gheorghe și l-am adus pe Goran Bregovici. Am făcut multe evenimente cu trupe internaționale, multă vreme am făcut festivalul de muzică retro, dar da, am încercat să arăt că printre întâlnirile astea care îți rămân și care te marchează toată viața, s-au numărat și foarte multe întâlniri cu artiști și am sesizat o asemănare fantastică la nivel mental între artiștii sportivi. Marea lor majoritate sunt sociopați, trăiesc într-o lume aproape imaginară a lor, dar au o capacitate mentală absolut fantastică și o capacitate de dăruire și de efort ieșită din comun. E foarte greu să faci ce fac oamenii ăștia în fiecare zi și îți spun un singur lucru. Mi-aduc aminte că la un moment dat la Sfântul Gheorghe de Zilele Orașului, într-un context în care primarul era fan de muzică rock, a venit Iurea Iahip. Și solistul trupei a zis așa, știm că toți așteptați asta, deși nouă ni se face rău fizic că trebuie să cântăm piesa asta, vom cânta pentru a 3000-a oară în viața noastră de Lady in Black. Pentru că este îngrozitor să cânți 40 de ani, zi de zi aceeași melodie. Trebuie să ai o doză de nebunie cam similară cu aia de a alerga 30-40 de kilometri în fiecare zi. Da. Foarte tare. Hai să vă vedem.
Asta e familia mea și sunt puștii mei și soția mea. Alergăciun jurunul? Sportivi toți. Joacă tenis acum. Au încercat fotbalul de performanță. Nu s-a legat. Timpul va spune ce se va întâmpla, dar cred că fiecare dintre noi avem un factor motivațional și un drive personal, iar ăsta e al meu. Corect. Foarte tare. Hai să mai vedem. Asta e o poză pe care nu puteam să nu ți-o arăt. E o fotografie cu Constantin Andiță. Într-un moment, cred eu, istoric, am organizat ceremonia de retragere a Constantinei Diță la maratonul de la București. Între timp știi că nu e neapărat cea mai cordială atmosferă între cele două instituții, dar a fost... De-aia mă uitam așa, am tăcut și mă uitam la tine. Ți-am arătat cred eu, care a fost istoric și în același timp unul dintre momentele cele mai frumoase pe care atletismul le-a avut în România, pentru că mai toată lumea din atletism s-a reunit în jurul Constantinei și a marcat o performanță foarte greu de replicat în sportul românesc, pentru că Cătălin, e una să obții titlul olimpic la atletism în orice disciplină, dar la 100 și la maraton e ceva colosal. Și foarte Constantin Andiță merită absolut toată prețuirea și respectul pe care putem să-l avem, pentru că ceea ce ea a reușit este epic, iar eu oriunde calc în lumea asta, când menționez acest nume, lumea se înseninează. Asta înseamnă nu doar că ea a făcut din punct de vedere sportiv ceva, ci ca om. Dar ca om, așa este. A lăsat niște uși deschise și o imagine bună. Frumos rău. Hai să mai vedem. Da. E, și pentru că am vorbit de Constantina, asta este momentul în care și eu am alergat, pentru că toată lumea mă întreabă, domne, vorbești cu atâta pasiune despre atletism, da, tu ai alergat. Aici am făcut alergare montană și am alergat Sugaș 3 Run, aproape un semi-maraton la Sugaș. Băi, n-am să mai fac asta niciodată. Este o tortură îngrozitoare, alergarea montană. Oficial declară. Deci declar oficial. O să alerg acum în septembrie 5 km la Campionatul Mondial de la Riga. Fiind impresar sportiv, am beneficiu să pot să alerg ca și amator în cursa de campion mondial, de campionat mondial, dar voi alerga 5 km. Aici însă am avut parte de super susținere și am avut surpriza ca prietenul Valeriu Tomescu, antrenorul Constantinei, Să vină care și n-a avut acces la... Cel care n-a avut acces la stadionul olimpic când Constantin a luat titlul. Asta Valeriu să mă aștepte la sosire. Benihil. Da. Din păcate, asta e. Să știi că... Bine, noi n-am avut credențiale. Samuilă Mârza n-a avut în Sala Unirii. Și el a tras 4-5 poze de afară și noi, de la cel mai mare act din istoria României, nu avem poze, deși fotografii se făceau de 80 de ani. E. Pentru că el nu avea credențial. Ai văzut. Nu a putut intra. Și a zis la NAI, stai afară. Păi oricum sunt singur. Asta e. Nu contează. Și avem o pozuță de afară. Cât avem, da. Da. Hai să mai vedem. Nu știu câte mai sunt, dacă mai sunt. Mai e una, cred că, interesantă, cel puțin. Asta este o poză care vorbește foarte mult despre emoția sportului. Asta este momentul în care Ruth Cepânghetici a doborât la Istanbul în 2021 recordul mondial la semimaraton. Pe un context cu foarte multe probleme de sănătate, iar chiar înainte de a veni la concurs, tata s-a luptat foarte mult ca s-o pună pe picioare, pentru că chinienii fac malarie cam cum facem noi, cum răcim noi așa, e un soi de viroză, știi? Și de fiecare dată când se întâmplă, le dă organismul peste cap fantastic și asta s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte de cursa de record mondial, în care toată lumea avea așteptările astea de la... Dar nu știa ce probleme... Nu știa ce e în spate. Ele sunt conștiente în momentul acela de ceea ce au obținut? Le simți? Pentru că marii sportivi mi-au spus, băi, nu ne dăm seama de ce am realizat. E nevoie de foarte mult timp de digerat. Tu când știi că ești cel mai bun din lume sau că ai obținut un record mondial, bine, mintea lor cred că e focusată, nu cred că se gândesc, nu, la mamă, ce record am făcut. Absolut. Dar totuși vezi că s-a prins niște beculețe, vine aia să te fotografieze, nu? Aici a fost o situație atipică, pentru că dacă Ruth e o sportivă care știe să se bucure după competiție și să fie jovială și așa mai departe, aici a fost de opozit. A fost așa o explozie în care ne-am luat în brațe, am plâns,
Mai era și o chestiune, un padarox, că tot am vorbit un de asta, padarox, super da. Trist. Era 2021, încă era pandemie, tatăl meu n-a avut acces la cursa asta pentru că a făcut COVID. Ma. A fost vârful carierei lui din punct de vedere performanță și a stat într-o cameră de hotel și n-a văzut nimic. Pentru că era bolnav de COVID și n-avea cum să participe la evenimente. Noi ne-am îmbrățișat acolo și sigur că în secunda 2 Ruth mi-a spus că am alergat cu o dublă motivație astăzi. I-a dedicat victoria tatălui meu și ne-am bucurat de ceea ce înseamnă un record mondial, pentru că Cătălin, știi cum e să știi tot timpul că ești acolo, în zona aia, ani de zile? Pentru că performanțele pe care el le-a reușit la nivel mondial în atletism au fost colosale de-a lungul timpului, atât cu sportivi români, cât și cu sportivi din Maroc, francezi și așa mai departe, că a antrenat și consiliat zeci și sute, dar niciodată n-a ieșit. Știi, a trebuit să aștepte zeci de ani ca să zici, domne, un titlu de campion mondial și un record mondial, pentru că chestia aia cu titlul de campion mondial e, cum am discutat-o noi mai devreme, e o chestie efemeră, e o chestie care e de moment. E, în momentul în care știi că nimeni vreodată pe pământ, în toată istoria care e trecută în arhive, nu a alergat mai repede pe o distanță, e un pic altceva. E un pic altceva. Corect. Acum din portofoliu lipsește doar medalia olimpică și sper să o obțină cu Joan Celin. Ar fi poveste, deci de asta Hollywood. E ceea ce îți dorești. Dacă cineva te întreabă ce îți dorești, dăm sănătatea la o parte, că cum zic eu, aia s-a dat. Sunt două lucruri care mi le doresc. O medalie olimpică obținută de una dintre fetele astea din Kenya, care au devenit românce, antrenate de tatăl meu, și un record mondial la Brașov pe străzile Brașovului, la Brașov Running Festival. Să știi că anul trecut am fost aproape. Și spun asta mereu. Cât se alergă acolo? Se alergă 10 km. Asta și ce înseamnă? Înseamnă sub 30 de minute, nu? Indiscutabil. La băieți s-au fugit 3 băieți sub 27 de minute anul trecut. 26:50 și 26:54. Adică e diferența mare? Nu, ai zis că ai fost la... Nu, la fete, noi avem avantajul că alergăm, facem o cursă women only, adică nu sunt amestecați bărbații. Recordul mondial este mai accesibil. Anul trecut, cei la Cepchirui a fost în tempo de record mondial până la kilometru 8. La mine era fix povestea aia cu un ochi râde și unul plânge, pentru că eram extaziat de ce se alergă, dar în același timp știam că n-am bani să plătesc un record mondial. Aoleu, cum e asta? Adică fă-l, dar nu te grăbi chiar. Mai deci, ce? Realitatea este că nimeni, oriunde mă duc în lumea asta, dacă le spun ce cu bun, ce buget fac eu competiția de la Brașov, nu mă crede. Râde de mine. Îmi spune, băiete, ești nebun. Deci nu există, nu se poate. Și tu te gândeai că, bă, ce fac? Ce fac dacă este faci asta, asta record este mondial? Asta ce cu record mondial? M-am pregătit mai bine anul ăsta. Eu zic că vedem, anul ăsta. Cine vine acolo? Trebuie să te califici sau cum? Nu, este o competiție, tot timpul fac paralela asta, că e foarte ușor de înțeles. Noi suntem singura competiție Elite Label din sud-estul Europei, ceea ce este o certificare similară cu un turneu Masters de tenis, da? Care este invitational. În același timp, sigur, e clar. Eu discut cu impresarii, fac o listă de alegători. Vii pe baza unor performanțe. Pe baza unor performanțe și World Athletics, ca și organism internațional de gestiune a regulilor pentru asemenea de competiție, îmi stabilește niște criterii pe baza cărora pot să aduc sportivi. Eu, în momentul de față, sunt obligat să am sportivi de top mondial, pentru că nu am cum să îmi mențin certificarea dacă nu am cel puțin 5 bărbați și 5 femei din top de acolo. Din top 20 mondial. Dar ai cursele populare. Am și cursele populare, am și cursele bine pentru copii. Între voi, dar am și cursele pentru copii și am mai făcut o chestiune interesantă anul ăsta. Fac prima cursă importantă de alergare de o milă pe șosea din România, pentru că această distanță a devenit de anul ăsta o băieții aia din cei Roots of Fire, nu ăia sunt care au coborât ei sub o milă și... Imaginează-ți o chestie, mila pe șosea a devenit probă de campionat mondial pe șosea. Se alergă prima dată la Riga. Noi încă n-am avut în România o competiție omologată, da, de milă pe șosea. Noi imediat transformam în kilometri. Ce facem, mă? Nu aveam. Așa, nici n-am nu avut există tradiție ăsta. Și este foarte interesant, pentru că avem măcar șansa unui record european care să se alerge la Brașov. Pentru că, cumva gândindu-mă că în lumina reflectoarelor mereu sunt atleții est-africani, am făcut competiție de milă exclusivă pentru europeni. Pe bune? Da. Deci este pentru atleți de performanță, atleți deci de elită, din altă parte. Dar doar europeni. Odată pentru că
Vreau să scăpăm și de paradigma asta că doar est-africanii alergă. Dar ei ar putea alerga asta? Adică au nu că ar putea, că ei pot, normal, dar au tradiție? Nu, nici ei, nu? Au tradiție în 1500, că ea e proba cea mai apropiată, da, 1500 de metri. Și au tradiție în zona aia, fără adică doar și poate. Ar putea, indiscutabil, dar... 1000 ce înseamnă exact? 1200, 1300? 1600 și ceva. E peste 1500. E peste 1500. Ceea deci ar veni... Ar fi perfect, doar că nu le este accesibilă proba asta pentru că ne jucăm. Eu cred că sportul și mai ales evenimentele sportive trebuie să fie despre inovație, trebuie să fie despre nou, trebuie să fie despre diferit. Dacă tu îi oferi omului timp de 30 de ani aceeași experiență, an de an la o competiție, el se va plictisi. Așa n-am înțeles eu cum la Jocurile Olimpice va fi escalada, breakdance-ul și așa mai departe, proba olimpică. Și cei care îl practică mi-au spus, Paul Gheorghi mi-a zis, băi, deschide-și tu ochii. Da. E altceva, s-a schimbat lumea. Lumea s-a schimbat și noi nu vrem să înțelegem asta. Mai mult decât atât, dacă nu vom înțelege asta, vom fi pierduți. Și îți spun un lucru care e foarte important legat de competițiile sportive și de organizarea de competiții sportive. Toată lumea a comentat negativ în momentul în care au fost publicate anul trecut baremele de calificare pentru Jocurile Olimpice la atletism, care au părut total inaccesibile. Și au zis, domne, nu se poate, adică sunt cine se calice? Da, 10 știu pe planetă care poate să alerge asta. În spate însă există un sistem de ranking. Sistem de ranking pe bază de puncte care premiază sportivii care alergă mult și bine. Nu neapărat foarte bine, dar mult, pentru că ei se duc la competiții oficiale și punctează 3, 5, 6. Uite, ăsta este unul dintre motivele pentru care anul ăsta, la campionatele mondiale de la Budapesta, avem doi băieți care alergă maraton, Nicolae Soare și Alex Corneschi, care nu au barem îndeplinit, dar au alergat suficient de mult în competiții încât să acumuleze puncte și participă la o campionat mondial. Este ceva extraordinar pentru cariera lor. Ce nu vrem noi să înțelegem este că s-a schimbat paradigma. Pentru că eu acum, dacă vreau ca impresar să înscriu într-o competiție din Franța un sportiv, organizatorul îmi va spune, păi la ce probă? Că uite, am 10 probe la care primesc doar francezi și 4 la care primesc și străini, dar limitat, 3-4. Și eu zic, cum așa? Adică, păi, al nostru e foarte bun, zice, da, noi am făcut un întreg sistem de competiții pe care l-am certificat și l-am omologat ca sportivii din țara noastră să primească puncte. Pentru că dacă nu avem competiții și ăștia nu poate să alerge în Franța să facă puncte în fiecare săptămână, cum să ajungă ei la campionatele mondiale? Corect. Știi câte competiții omologate avem în România? Una de pistă, campionatele internaționale României și 4 sau 5 de șosea, din care asta de la Brașov e singura care e de un anumit nivel. Da, dar trebuie să terminăm într-o notă optimistă. N-avem terminăm oricând într-o notă optimistă. Eu cred că schimbarea vine întotdeauna din privat. Și eu cred că și faptul că am reușit să cresc o competiție și să generez un pic de competiție și să rănesc niște orgolii, e un factor disruptiv extraordinar. Da, pentru corect. Că toată lumea în țară va vrea să facă mai bine, mai mult și la un moment dat o zic că, bă, da, ăla nu-i nebun de face competiție de elite la Brașov. Hai să facem și noi, pentru că eu, sincer, asta îmi doresc. Să crească numărul de competiții, să crească numărul de ocazii în care poți să înțelegi și să interacționezi cu sportul de performanță. Și eu am convingerea că unul dintre copiii care alargă la Brașov Running Festival s-ar putea să fie fascinat, măcar unul, de nivelul extraordinar de performanță al sportivilor care alargă acolo și să decidă să facă atletism. E nevoie în primul rând de decizia asta, pentru că dacă nu ar fi fost, că tot vorbeam de Giannis Antetokounmpo, da? Dacă nu l-ar fi determinat cineva, deși el era disperat după fotbal și Thierry Henry era idolul lui, să facă switch-ul dinspre fotbal și înspre basket, probabil că n-ar fi ajuns niciodată un mare fotbalist. Dar iată că a ajuns unul dintre cei mai mari basketbaliști din toate timpurile. Corect. Daniel Sărumâna, mii de mulțumiri că ai fost alături. Știi că-s două ore de discuții despre. Mii de mulțumiri și pentru asta. Noi într-un an de zile trebuie să știm. Adică nu că trebuie să știm. Știm dacă tata a obținut sau nu. Că mai sunt vreo, nu? Da. Anul, cred că în ziua asta în care filmăm noi, fix în ziua asta în care filmăm noi, nu pot să cred. Este azi un an până la începerea Jocurilor Olimpice de la Paris. Pentru că știu că e o ceremonie la Comitetul Olimpic. E un moment pentru bun în noi, care ne-am pentru întâlnit. Civil e foarte mult. Știi că eu tot timpul între mai e un an și sportivul se uită la mine. Băi, tu știi ce înseamnă un an pentru extrem noi? Extrem de puțin. Știi? A, mai e un an și stai cu minte. Dacă n-ai făcut ce trebuie până acum, nu prea mai e cum să îngrași porcul în ajun, așa, știi? Deci nu e ca la un examen deci care învăți până ultima noapte. Deci noi sperăm la modul sincer
la ceva frumos în proba de maraton feminin, da, la anul la Jocurile Olimpice de la Paris. E nevoie, ca întotdeauna, maratonul este o loterie, dar dacă e să respectăm, da, exact, dacă e să respectăm tot ce Joan Celim Omeli reprezintă ca și performanță sportivă și personalitate, nu trebuie decât să fie acolo și știu sigur că va da absolut tot ce poate pentru o medalie pentru România. Nu doar pentru ea, pentru România. Și să-i urăm lui Ionut să facă un charter. Să facă un charter. Doamne ajută să facă un Dinamo un charter. Dinamo, exact. Și să mai facă încă unul Comitet Olimpic și să simțim că noi contăm în sportul de performanță, pentru că cine contează în sport, contează în orice, greșesc, în lumea asta. Nu vreau să greșesc, că nu sunt specialist. Mai avem încă o atletă calificată, nu? Mai avem Micloș sau cum o cheamă? Mai avem sau? Mai multe. Există în primul rând încă una dintre maratoniste, cealaltă fată din Kenya, care nu mai lucrăm noi în momentul de față, Delvin Meringor, care este, a rămas la Steaua și care are și barem deja făcut de Jocuri Olimpice. Bianca Gelber a aruncat săptămâna trecută o aruncare care o califică pentru Jocuri Olimpice și Andreea Micloș, așa, Andreea Micloș, absolut remarcabil, a reușit și pe calificarea lângă ce mai avem, la 400. Avem David Popovici, nu? Avem David Popovici. Nu avem foarte multe. Cred că la natație vom mai avea sportivi, da, calificați, dar nu știu câți cu șanse de medalii. Știi ce este foarte important pentru oameni să înțeleagă? Medalia olimpică este ceva greu tangibil chiar și pentru un sportiv care a, da, fost 4 ani de zile în primii 3 din lume. Da, 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 pentru așa spune toată lumea. Pe lângă tot ce înseamnă performanța sportivă, se adaugă o presiune și un context emoțional absolut ieșit din comun. Eu știu foarte mulți sportivi foarte mari care n-au reușit niciodată să iau o medalie olimpică pentru că nu au rezistat factorului emoțional și întregului context competițional care te scoate total din zona de confort. Inclusiv satul olimpic în sine. Patul mici, satul olimpic totul și așa este mai departe. Un element de stres. Da, climă, și, pus orar. Ce aș vrea să înțelegem și cred că un mesaj foarte important pentru cine ascultă și se uită la noi acum. Dacă David Popovici nu ia o medalie la Jocurile Olimpice, nu-l judecați. El rămâne un sportiv absolut colosal și ar putea să își încheie cariera mâine și tot să fie ceva absolut remarcabil pentru sportul românesc. Și încă ceva, Daniel, nu mai luăm în considerare campionatele mondiale și europene noi de foarte multă vreme. Întrebăm numai ce-i făcut la Jocurile, da, Olimpice. Dar când te uiți pe Wikipedia, e galbenă toată partea. E galbenă efectiv. Medalie, medalie, da, medalie, medalie, medalie din an în an, european, mondial și așa mai departe. Zice, da, dar la Olimpiada ai văzut că nu, la Jocurile Olimpice nu. Băi, nene, uite-te ce are acolo, știi? Cred că trebuie să devenim rezonabili. Și sportivii ne-au învățat așa. Absolut. Greșit. Greșit. Greșit, pentru că gimnastica a fost și la un moment dat n-a mai fost. Păi ce face, mă, tată? Canotajul la fel a livrat foarte multe, da, medalii. Până în 2008, frână și a început, da, după aia iarăși. Dar doamna Lipa a spus, lăsați-mă 8-10 ani. Normal. O răbdare a dispărut de mult din dicționarul nostru, cuvântul ăsta. Asta este cumva greu și în toată povestea asta cu fetele naturalizate, pentru că toată lumea se așteaptă ca ele să livreze imediat. Mâine dimineață. Nu știm dacă se va întâmpla asta, dar tot ce pot să vă spun este că cu siguranță la un moment dat vor livra. Pentru că eu am învățat ceva foarte valoros de la ele și cu asta chiar o să închei. În secunda în care au avut pașaportul românesc, Joan m-a sunat din aeroport și a zis, e prima oară când am stat la coadă, e prima oară când am avut emoții, of, e prima oară când am fost respectat în aeroport, of, la mine în țară, asta e grea, țara în care eu m-am născut. Și din momentul ăsta, eu valorizez pașaportul românesc mai mult decât orice pe pământ, asta e grea rău, pentru că el a însemnat, vă bine sau nu să credeți, și altceva decât beneficii și respect. Mamă, e grea rău de tot asta. Adică să fii același sportiv cu aceleași performanțe, să alergi la fel, numai cu o bucată de carton cu o stemă pe ea. Să te facă să fii alt om. Cineva. Mamă, cum ai lăsat acum. Fuh, Daniel Sărumâna, mii de mulțumiri. Cu mare drag. Baftă multă, salutări tatălui și să iasă bine și la anul, doamne, pe vremea asta, să, la modul sincer, fără ipocrizie, să deschidem o sticlă de șampanie, pentru că merită eforturile. Merită o medalie. Și dacă nu se va întâmpla asta, exact, deși eu sunt foarte optimist în chestiunea asta, eu oricum o să desfac o sticlă de șampanie. Corect, corect, corect. Și o să spun așa, faptul că o fată de culoare a fugit la Jocurile Olimpice pentru România înseamnă în primul rând o revoluție culturală extraordinară pentru noi și mentalitățile pe care fetele astea le vor schimba în următorii ani de zile sunt cel puțin unul dintre beneficiile colaterale extraordinare acestui proces. Corect. Mii de mulțumiri că ai fost alături de noi, Daniel. Să-ți iasă bine și ție.
că Doamne trebuie ajută, să la... Am recordul la mondial de făcut, da, la Brașov. Vezi, adună și bani. Ne ambiționăm. O ai grea în următorul an. Mii de mulțumiri cu atât. Dragi prieteni, mulțumim și prietenilor noștri de la Orange Sport. De fiecare dată spun nu numai fotbal, pentru că vedeți și asta contează. Ne uităm acolo la NBA, mai ales când o să înceapă. Și la celelalte discipline sportive transmise de către cei de la Orange Sport cu ale lor patru canale. A început și campionatul nostru cel de toate zilele, vor începe și cupele europene, Champions League, cum zice Țiți Dumitriu. Orange Sport, de asemenea, o platformă ce se poate descărca ca și aplicație, descărca ca și nu merge, descărca precum o aplicație, și de asemenea Orange Sport, un site cu de toate. Intrați acolo și vedeți ce și cum. Mii de mulțumiri încă o dată. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Numai bine, la revedere!